Dimineața, la ceasul rugăciunii, când veram stă încă proaspătă roua, am auzit lângă mine cântecul păsării unice. Iată, se înalță așa de minunat, așa de din vedeți și răsună în atâta ecou, încât pare că lumea mare și largă lume toată îl ascultă. Firea toată îl aude și răspunde, îl aude și îl însoțește până sus de tot la Dumnezeu. Privesc pe mlădița unei ramuri, într-o picătură limpede de rouă, și ascult cântecul de lumină al păsării. La liniștea lungă a clipei, acestei atât de înalte, fără voie îmi închid bucuria cerească. Fără de voie îmi descoper acum, în pacea stării de rugăciune la care mă aflu și care mă stăpânește de plin. O descoper nu ca o oprire și înnecare în simțire, nu ca o pierdere a uitării de sine în extaz, ci ca o ascuțime de înțeles trăit, limpede și curat, ca o necurmată și nemărtită suire tot mai apropiată, tot mai crescută la inima cea tainică și sfântă a Domnului. Bună seara și bine ați venit la manifestarea pe care am pregătit-o în această seară. E vorba de zile Daniel Sandu Tudor, manifestare mai complexă, care are mai multe niveluri de manifestare și de întâlnire cu publicul. La Piatra Neamț va avea loc o sesiune de comunicări pe tema Daniel Sandu Tudor și rugul aprins în documente și mărturii. Avem comunicatori extrem de importanți și oameni care vor vorbi despre acest fenomen cultural, spiritual, care este rugul aprins și mai ales de personalitatea celui care a dat contur rugului aprins, e vorba de Daniel Sandu Tudor. Cred că se cuvine să începem manifestarea noastră cu o rugăciune. Rugăciunea zic că a fost și poezia lui Daniel Sandu Tudor pe care am citit-o în deschidere. Am să rog pe Părinte Păvăleanu să o rostească. Spune cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-ți nevoia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Hristoase Dumnezeu, ne binecuvintează întâlnirea noastră într-o pomenire a monahului Daniel Sandu Tudor, că binecuvântat ești în veci. Amin. Primul moment al acestor zile pe care îl dedicăm Daniel Sandu Tudor, va fi o sesiune de comunicări la care am invitat specialiști, reprezentanți din mai multe centre culturale de la Galați, de la București, de la Cluj, de la Târgu Neamț și de la Piatra Neamț. Manifestarea noastră a ajuns la a 6-a ediție, de ce zile Daniel Sandu Tudor, la Neamț? E o întrebare firească, zic eu. Răspunsul ține de anumite cronici scoatele. Daniel Sandu Tudor, monah martir, mort în închisorile comuniste la Aiud, este legat de județul Neamț prin fire văzute și nevăzute. Dânsul a fost ocrotit de Părintele Cleopa cândva, prin anii 50. Părintele Cleopa a fost cel care l-a dus și l-a ascuns pe Rarău o perioadă. Dincolo de asta, la Neamț trăiesc câțiva dintre ucenicii Sfinției sale. Unul dintre ei este Părintele Lesterie, care va sosi peste câteva momente, care este egumen la Schitul Cărbuna. Alt ucenic pe Rarău este domnul Spiridon Roiu, care este de față. Așa că Daniel Sandu Tudor este o prezență continuă, pentru că martirajul lui nu a fost pentru sine, nu a fost pentru un loc, nu a fost pentru un moment, ci a fost pentru, zic eu, întreaga spiritualitatea românească. Dincolo de asta, noțiunea de rug aprins în cultura română e un fenomen mai aparte. Atunci când spiritualitatea creștină și intelectualitatea română
s-au întâlnit într-un concept și într-un curent de altfel, care trebuia să genereze sau a generat cultura română, în înțelesul ei adevărat, pentru că într-un recent colocul de la Putna cu Jertfă și Creație, organizată Academia Română și Fundația Credință și Vrednicie, s-a vorbit foarte mult despre faptul că iar cultura română are ceva specific față de cultura europeană, acel element creștin bine definit, bine determinat. Primul comunicator în această seară este domnul George Enache, profesor la Universitatea Dunării de Jos din Galați, care ne va vorbi despre lucrul aprins în contextul spiritual al României în veacul 20. Mă bucur că această dorință de a vizita piatra neam și punem această cursare despre sanctul de cadrul sanctului s-a petrecut. Colegii mei o să vă detalieze într-un mod mai concret fenomenul rugul aprins și personalitatea Părintelui Sandu Tudor și a prietenilor săi. Eu mi-am intitulat comunicarea rugul aprins în contextul spiritual al României în anului 20. Văd că aici sunt și tineri aspiranți pe căile bisericii, nu tineri de la seminar pe mine, nu? Așa, tocmai de aceea am să fac și o discuție cu un anumit conținut teologic pentru a se înțelege anumite lucruri. De ce rugul aprins este special în fenomenul cultural și spiritual al României în veacului 20? După cum știți, până în 1990, rugul aprins nu cunoșteam decât foarte puține persoane. Și este o personalitate a Părintelui Sandu, cunoșteam foarte puține persoane. Încet după Revoluție au început să apară o serie de cărți care să descrie și să detalieze personalitatea marului monah, marului om de cultură și a apropiaților săi din acest cerc spiritual. Probabil cea mai de succes carte și cea mai de impact a fost cartea lui Andrei Scrima, despre timpul rugului aprins, care ea, într-adevăr, a produs, ca să spun britanicii, marele break și marea cunoaștere și revelație a fenomenului rugul aprins. Numai că, citind cartea lui Andrei Scrima și recitind după aceea, în contextul documentelor din Arhivele Securității și altor memorii, am văzut că, într-un fel, cartea lui Andrei Scrima a fost receptată, anumite idei din cartea lui Andrei Scrima nu a fost receptată foarte corect. Andrei Scrima este, în primul rând, un personaj special. El este un intelectual care vine dintr-un mediu acesta care are destul de puțin de-a face cu religia și are această revelație, cum am văzut literat de interpeli, ca faptul religios. Mai întâi un fapt religios la modul acesta general, fiind fascinat de ideea de religie orientală, îndreptându-se apoi spre fenomenul spre ortodoxie, și a avut o înclinație, este firească, fiecare om și-ar avită înclinație personală către o dimensiune, să spunem, inițiatică a culturii. I-a plăcut lucrul acesta și, într-un fel, în cartea sa și în dialogurile sale, a pus accentul pe rugul aprins ca un fenomen eminamente inițiatic. Uneori ai impresia că este ca un fel de credință de aceea orientală din Imperiul Roman, un cult de acela de misterie petrecut ascuns în catacombe, fără, cum îi spune, care se produce într-un mediu închis, lipsit de comunicativitate cu mediul social și cu restul societății românești, cu restul mediului cultural românesc. De asemenea, cei care li se adresa Andrei Scrima la începutul anilor 90, erau oameni care trăiseră cultura din perioada anilor 80, tot așa într-un mediu oarecum închis. În mediul acela produseseră acea cultură desertată, să spunem așa, acea cultură semi-oficială, în care fiecare încerca într-un mediu de acesta, tot așa închis și relativ izolat, să-și transmită diverse valori culturale. Astfel încât i-au receptat cu entuziasm această dimensiune inițiatică pe care Andrei Scrima a transmis-o prin opera sa. Și de asemenea au făcut din Părintele Ioan Gulăghin un fel de
nou Mesia care aduce pe pământul românesc isihasmul, da? Undeva pierdut și avea regăsit prin această întâlnire destinală, cum spune. Este adevărat și nu este adevărat acest lucru, deoarece, într-adevăr, Părintele Ioan Culăghin a avut un impact deosebit și a jucat rolul acesta de călăuzitor spiritual pentru un număr de oameni, într-adevăr, dar nu este cel care aduce și readuce, de fapt, isihastul în România, în perioada interbelică. Și atunci, tot citind și tot lecturând documente despre Sfântul Tăruga Prinț și fenomenul culturii spirituale în România în perioada interbelică, observăm că, de fapt, Ruga Prinț nu este deloc un fenomen izolat, nu este deloc un lucru aparte, ci se înscrie într-o logică și într-o logică foarte clară a unei evoluții spirituale pe care România o cunoaște. Și pentru că, am zis, sunt și tineri de la teologie, am să arăt lucrul ăsta pornind de la un fenomen care s-a petrecut înainte, cu 60 de ani, 70 de ani înainte de Sfântul Tăruga, și anume mă refer la perioada domniei Alexandru Ioan Cuza. Pentru că, într-adevăr, în România, aceea mică pe care Cuza și apropiații săi încearcă să o reformeze, se produce nu numai o reformă socială, o reformă economică, se produce și această lege a secularizării și a reformei bisericești, dar care, în esență, ascunde în ea și o adevărată reformă teologică. Și, de fapt, Sandu Tudor, alți oameni de cultură, preoți și teologi din perioada interbelică, luptă atunci împotriva acelui fenomen care, de fapt, era străin spiritului ortodox adevărat. Și am să mă rezum în câteva cuvinte foarte rapide să spun ce a constat acel fenomen de la jumătatea secolului al XIX. Poate tinerii elevi o să cunoască, când o să citească mai mult, despre Schleiermacher, nu? Teologul protestant, da? De la jumătatea secolului al XIX, care introduce conceptul de teologie liberală, da? Și mă rog, care o să, în esență, nu o să detaliez foarte mult, se reduce la câteva idei. Faptul că Dumnezeu se ascunde în natură este practic un panteism, mă rog, în altă natură. Omul are intuiția divinității și o conștientizează de-a lungul vremii printr-un proces rațional. Așa, deci asta este un aspect. Iar cele două idei de bază pe care Schleiermacher le numără are următoarele consecințe. Practic, natura și naturalul și minunea este unul și același lucru, deci nu mai e nevoie de minune. Dumnezeu se identifică cu natura, deci nu mai este un dialog între o divinitate care este cu tot o altă esență decât omul. Și atunci nu mai e consecință că nu mai e nevoie nici de un preot sau de un specialist al sacrului care să medieze între Dumnezeu și om. Așa? Și ultima, o altă consecință pe care, deci, practic, dispare ideea de minune, dispare ideea de cler și apoi dispare și ideea de liturghie și ideea de acte sacre, deoarece Dumnezeu poate fi cunoscut și dacă studiezi matematică, dacă studiezi fizică, dacă faci, te duci și lucrezi o șaibă la întreprindere, tot un act, dacă este un act rațional, este un act al divinității. Practic, prin această ideea lui Schleiermacher, plus, în sfârșit, cum s-a spus, el interpretează, printre primul care interpretează, că minunile lui Iisus nu sunt adevărate, ci, practic, sunt un fel de simbol, un fel de parabole pe care sunt folosite pentru a-i convinge pe credincioși. Vă dați seama ce consecință pentru voi, ca din perspectivă ortodoxă, înseamnă acest lucru. N-ar mai exista cler, liturghia, practic, nu își mai își pierde rostul, nu mai există acest dialog între om și Dumnezeu, ci fiecare practic își practică această religie, practic, și dimensiune religioasă singură. Ideile acestea au fost preluate în cultura franceză de doi intelectuali de forță, Jules Michelet și Edgar Quinet, profesor la Collège de France. Și acești doi mari profesori, de care mulți am auzit, Quinet și Jules Michelet, au fost maestri, unii Nicolae Bălcescu, unii Mihail Bogărnicianu, altor mari personalități de generație pașoptiste. Iar, în esență, Quinet, de fapt, combină această teologie liberală a lui
Schleiermacher, o combină cu ideea națională și spune că, în esență, că națiunea progresează în istorie, omul este dezvoltă, devine tot mai conștient de propria sa rațiune și așa mai departe. Ceea ce este interesant la chinez spune că el nu este antireligios. El spune tocmai că religia stă la baza umanității, pentru că noi, Dumnezeu ne-a dat această intuiție și inteligență. Însă el are o idee foarte interesantă. Practic, religia, pe măsură ce evoluăm în timp și noi progresăm, se, tot așa folosesc termeni din informatică, se updatează, da? În sensul în care e nevoie ca periodic omul să schimbe religia și să o adapteze la progresul său intelectual. Și spune că ce este rău pentru progres trebuie să dispară, ce este bun pentru viitorul umanității trebuie să rămână. Deci mă închipuiți, orice religie luată, tăiată, bucățită, dată în bucăți și rămâne doar ce se consideră că este bun pentru acest progres. Aceste idei au fost dezvoltate în cazul românesc și al Ortodoxiei Românești de o scriitoare de origine română, Elena Ghica, Dora Distica, principesa Elena Ghica, care scrie o carte despre monahismul în Orient, care se ocupă și de monahismul din țările, române. Și spune acolo că Biserica Ortodoxă este bună pentru că este o biserică națională, dar, spune, ea este învechită în foarte multe forme de exprimare, dintre care și liturgia, dintre care și dimensiunea mistică, să spunem așa, plină de superstiții. Și spune ea, din biserică trebuie să păstrăm doar acele elemente care să contribuie la progresul civilizației românești, la poporul român să progreseze. Și ce reține ea din toată, biserica? Dimensiunea patriotică și educativă laică. Adică biserica trebuie să rămână doar o școală a patriotismului național și trebuie să rămână un vector de transmitere a cunoștințelor practice, cunoștințelor de lege practice către societate. Și, practic, lucrurile acestea le găsim în legea secularizării. Dacă o citim mai cu atenție și vedem cum mănăstirile, care sunt de la început, se spune ea că, viața mănăstirească, viața monahală este contrară naturii umane. Este un lucru care nu există în Evanghelie și ea citește Evanghelia ca un fel de revoluție socială. Și atunci, reformele care au loc, au loc exact în acest spirit. Spune la un moment dat Dora Distria să transformăm Mănăstirea Neamțu și Mănăstirea Căldărușan în universități pe cum Dresda și Iena, care să vină lumina științei. Și dacă ține minte acolo că, practic, prin reforma aceasta, monastică, secularizarea, practic monahismul este distrus în România, deci în această perioadă, sunt câteva mănăstiri, dar care capătă această dimensiune predominant, tot mai laică, seminariile sunt sub controlul statului și societatea, biserica, care nu mai are cuvânt de spus să-i duce pe oameni. Și mă rog, mai spune acolo ceva doar adică, călugării trebuie să dispară, singuri care sunt utili sunt, preoții de mii. De ce? Pentru că sunt mai aproape de oameni și pot să-i duce patriotic. Un efect al acestui lucru a fost faptul că mulți episcopi în acea perioadă sunt aleși dintre preoții de mii. Ce consecințe a avut tot acest fenomen de distrugere, care se va petrece după aceea la un secol în regimul comunist prin decretul 410? Distrugerea întregii tradiții, practic, de monahism și de isihast, creată de la Paisie Velicicovski până la Sfântul Calin de la Cernica. Și retragerea acestor forme de manifestare spirituală în rândul oamenilor obișnuiți, în rândul țăranilor din această zonă, care își trimit în continuare copiii la mănăstire, dar care elitele culturale, elitele de sus, nu mai sunt interesate. Practic, pentru ei, fenomenul cetează să mai fie un subiect interesant. Lucrul ăsta se vede foarte bine dacă citim un autor din perioada aceasta, Calistrat Cogaș. Cred că toată lumea a auzit de el pe drumul Bremonte, că descrie zona Neamțului în aceste călătorii. Și este foarte șocant să vezi când citești pe, Calistrat Cogaș, că toată o generație înainte se vorbea de Agapia, de Mănăstirea Neamț, ca mari lavre de spiritualitate, de zone de genul acesta, de mare cultură și radiere după aceasta. Pentru că numai după o generație care scrie acolo să descrie Agapia și Neamțul ca locuri de turism.
Primele stațiuni balneare în România au fost mănăstirile din zona aceasta. Adică o decădere și o interpretare cu totul altfel a acestei mari tradiții. Ori, evident, Biserica n-a putut să accepte această scădere și reinterpretare dincolo de tradiția ei. Și probabil tinerii dintre voi o să auziți la un moment dat să se credea la dogmatic, așa numit părere neopatristic. Și noi acum ne întrebăm, că studiem toată ziua pe Sfinții Părinți la școală, dar de ce e un curent neopatristic? Ce legătură n-am cu Sfinții Părinți, n-am fost tot timpul baza învățăturii bisericii noastre? Da, este neopatristic pentru că undeva la începutul 20, Biserica Ortodoxă, sub diverse presiuni, uitase învățătura lor. Și sunt oameni care vin și o aduc în actualitate și o rearată care este baza adevărată a învățăturii ortodoxe. Lucrul ăsta se petrece undeva la începutul secolului 20, prin câteva figuri importante, la Pașcan și se cotorește Visarion Puiu, Mitropolitul Visarion Puiu. Visarion Puiu este și Părintele Protopop de acolo a publicat cartea despre monahism al lui Visarion Puiu, care se dorește a fi chiar un răspuns la tot ce spune Dora Distria și încarcă care este rostul și misiunea și utilitatea monahismului în biserică. Este un lucru inutil, este foarte util lucrul ăsta. De asemenea, vin și alți mari teologi, cum este Bartolomeu Stănescu, încarcă că biserica trebuie să aibă această dimensiune multiplă, cum îi spune, pe de-o parte dimensiunea sacră, dimensiunea aceasta slujitoare și dimensiunea socială. Iar fenomenul acesta se va accentua în perioada interbelică, când are loc o renaștere, cu părerea mea, ortodoxie pe multiple planuri. Este, într-adevăr, o provocare venită din restul, pe de-o parte venită din afară, din restul creștinătății din afară. În acea perioadă se pune tot mai mult problema ce poate să facă Biserica pentru oameni, pe plan social, pe plan cultural și așa mai departe. De asemenea, există o presiune din partea credincioșilor obișnuiți care constată că Biserica și slujitorii săi devin tot mai formali, devin tot mai uscați, devin tot mai lipsiți de duhovnicie în toate prestațiile lor. Liturghia devenise pur și simplu un fenomen pur exterior, o chestie pur formală și oamenii nu mai simțeau, cum îi spune, dimensiunea aceasta sacră a liturghiei. Era pur și simplu un fel de act, un fel de pașaport al credinței. Cum mergem și ștampilăm, semnăm cont de cadă de prezență la fabrică sau la serviciu, așa mergeau unii și facau actul de prezență la biserică. Nu mai înțelegeau dimensiunea ei cu adevărat spirituală. Și atunci, o mare parte din intelectuali își pun problema aceasta a revenirii și a regăsirii Bisericii Ortodoxe Române. Și nu întâmplător, în această perioadă, avem mai multe fenomene care se conjugă. Avem, pe de-o parte, fenomenul reformei sociale, cum este oastea Domnului, de exemplu, și altele, prin care spune, fiți mai morali, nu mai veți căsătoriți, vă duceți o viață creștină autentică, da? Așa. Avem fenomenul minunilor. Mă rog, unii zic că sunt adevărate sau nu contează, dar nu numai, de exemplu, Maglavit sau Vladimir este consemnat în această perioadă, zeci de minuni. Și interesant este că în această perioadă, intelectuale, care în secolul înainte nu că mai credeau în minuni, ei sunt primii care scriu despre aceste minuni ca fiind adevărate. De ce? Pentru că este ideea aceasta, Dumnezeu se întoarce pe pământ. Este acest lucru pentru că este iarăși un dialog între. De aici este ideea de tablou, ca să legăm de Sfântul Tudor și de Rugul Aprins, nu? Iarăși un dialog între Dumnezeu și om, pe de-o parte și alta. Și este ideea aceea de prezența lui Dumnezeu ce caută pe acest pământ în continuare. Nu este entitatea abstractă pe care noi o concepem intelectual ca să ne fie bine. Al treilea fenomen care are loc, redescoperirea dimensiunii liturgice a Bisericii, nu? Așa, foarte bine, poți să faci fapte bune, poți să ajuți, poți să crezi societăți de bineface. Dacă nu participi în biserică la împărtășirea cu Hristos cel viu din potil, degeaba este acest lucru. Și scrie în această perioadă Nicolae Popovici, nu? Din cartea sa celebră despre Bipneză Euharistică și apoi Părintele Ioan Ovan de la Vladimirea și apoi de la Recea, va scrie acea carte despre
Euharistiei care a devenit celebre, readucând această dimensiune harică și oamenii să înțeleagă că în puterea acesta, în mod real, este Dumnezeu. Și în sfârșit, al patrulea fenomen este redescoperea monahismului și redarea demnității acestei instituții remarcabile. Și avem în această perioadă personalități duhovnicești, le știm, remarcabile. Și unul dintre ele, mă rog, nu insist prea mult, este Arsenie Boca. Așa. Cel care, și aici este interesant, că acest fenomen monahal se conjugă cu redescoperirea valorilor isihasmului. Și unul dintre cei care o descoperă prin mersul Ato și redescoperirea și aducerea filocaliei și propunerea sa spre traducere nouă de la Părintelui Dumitru Stăniloae este tocmai Arsenie Boca. Deci, iată un prim vector, să spunem așa, al renașterii spiritualității isihaste în spațiul românesc. Un alt vector sunt așa numiți teologi neopatristici, printre care se află și George Racoveanu, da? George Racoveanu, care, mă rog, știm autorul al Predaniei, dar uităm adesea că el este primul care republică după un secol și mai bine biografia lui Paisie Vereșcovski și readuce în atenția culturii românești fenomenul isihast de pe teritoriul românesc. Prin urmare, dintr-o această perspectivă, Părintele Daniel Sandu Tudor se scrie într-o listă de oameni care se preocupă de acest fenomen și care vor să conjuge, să spunem așa, progresul societății, aceasta este interesant, și progresul cultural al României, cu un progres de acesta spiritual, dar reînțeles nu într-un sistem protestantizant, nu un sistem acesta teologic occidental, ci revenind la valorile acestea ortodoxe și arătând într-un fel și acest lucru, în mod implicit, nu foarte explicit, că Biserica Ortodoxă este compatibilă cu modernitatea, nu eterna discuție care se practică aici. Ei, și ca să rezum, Sandu Tudor are la un moment dat o declarație făcută într-o publicație, când este întrebat ce este spiritualitatea și noua spiritualitate, dacă există. Și spune așa că nu există o spiritualitate nouă. Și spiritualitatea este veșnică, este nouă și totuși veșnică aceeași. În sensul în care noi, și asta într-un fel înseamnă bizantinismul de care s-a vorbit la Sfântul Tudor, readuce în atenție lucruri care păreau învechite, dar arată că sunt mereu noi, mereu permanente, mereu de actualitate. Și mai spun un lucru foarte interesant, în ceea ce privește spiritualitatea, domină mai mult o preocupare. E mai mult de un ton. El remarcă un fenomen foarte interesant. Foarte mulți intelectuali citesc de plăcere teologie, religie, spiritualitate, o chestie de a-și îmbogăți cultura generală, da? Dar spun atunci, când merg spre credință, nu trebuie să te oprești la lectură și la exercițiul acesta de a citi. Trebuie să treci dincolo de acesta. Probabil că, mă rog, se pot povesti multe după aceea de ce a creat el și mișcarea aceasta pe care a creat Dorugul a prins prin apropiați, prin prieteni și să uităm poate tu, Adici sau alții, să vorbiți mai mult despre sau cum va veni discuțiile despre rolul mitropolitului de Bucovine, nu? Ăsta, Tisimedre, așa, în declanșarea acestui fenomen și faptul că Dorugul a prins în formula sa inițială, pentru că poate tot colegiul să vă detalieze, grupul Rugul Aprins arestat și Rugul Aprins din 48 sunt totuși diferite, sunt lucruri diferite. Unul este un grup politic construit, cel din 58, fenomenul din 46-48 cuprinde alte persoane, pe lângă nucleul evident dur, care după aceea, da. Dar în esență sunt fenomene diferite. Nu în esență, în detalii sunt diverse aspecte, sunt fenomene diferite. Ce a însemnat, de fapt, inițiativa aceasta la care avem un poet și un scriitor și un ziarist care se îndreaptă spre biserică, dar avem în același timp persoane precum Ghiuș sau Sofian Boghiu, care sunt deja călugări și care se îndreaptă spre cultură. Este, de fapt, o întâlnire din ambele părți.
intelectual care vor să se adăcească spre biserică, oameni ai bisericii care vin spre lume, da? A, așa. Și există cartea și domnul Vasileanu a subliniat în articol și în al lui acest lucru, este cartea Starețului de Latin, Părintele Vasilache, în care el cred că descrie cel mai bine acolo ce s-a petrecut la timp în acea perioadă. În esență, aceste cercuri spirituale, România interbelică și România imediat după 44, era plină de cercuri culturale, de cercuri de lectură, cercuri spirituale și așa mai departe. Nu este singurul, avem pe Părintele Mureșan la Cluj, da? Așa, Florea Mureșan. Avem, de exemplu, un alt centru de, cultură în diverse orașe ale țării. Ceea ce este interesant la Rugul Aprins, așa pentru că și are sediul la Mănăstirea Antim. Mănăstirea Antim este mănăstire sub ascultarea directă a Patriarhiei. Cel care este pus stareț la Antim este mâna dreaptă a Patriarhului, da? În acea perioadă. Vasile Vasilache este apropiat de Patriarhul Nicodim, da? Cel care, iarăși, așa, este unul dintre autorii stareți la neamț, nu știm toată lumea, autor al Renașterii, spunem așa, și el unul dintre autorii Renașterii Spiritului Sihaș și Monahal în România interbelică. Și rălasă pe Vasile Vasilache să permită dezvoltarea acestui fenomen la timp, cu un scop foarte precis. Antim nu era o parohie obișnuită, de fapt nu era arondată, s-a mai întâmplat lucrul acesta și la alte parohii din București. Și atunci aceste parohii arondate au căpătat un statut de, spunem așa, misionar. Dar ce este interesant acolo la Antim, că printre cei care trec pe acolo, trec pragul și vin, sunt mari nume din elita București, nu doar elita culturală, dar sunt foarte mulți ofițeri, oameni foarte bogați, oameni cu influență, într-un fel sau altul. Iar, de fapt, la Antim s-a petrecut în acei ani unul din cele mai importante experimente catehetice din Bucureștiul de la jumătatea secolului 20. Trebuie să ne... Mulți cunoaștem Bucureștiul, mulți am trecut pe acolo sau mulți am trăit. E un oraș foarte complex, foarte cosmopolit, da? Așa. Sunt oameni care cred, oameni credincioși, atei, oameni cu diverse opinii și credințe, da? Există și Adrian a scris mult despre lucrul acestor anumite personaje, cum este Părintele Sârcu, nu? Așa. Sau alți preoți din București care au făcut misiune printre muncitori. Deci era o problemă. Și știm și acum, omul luat de la țară și adus la oraș, care își pierde reperele. Și știm ce probleme am avut în perioada comunistă, când omul luat de la țară și adus la oraș, dar fără să apropie de biserică, ce a devenit și cum a devenit, da? A, așa, și perioada interbelică a stat o mare preocupare pentru ca muncitorii să fie catehizați. Ei, experimentul Antim este un experiment pentru un alt nivel intelectual, da? Așa, și în acest experiment avem de-a face cu oameni cu mare respirație culturală, dar ceea ce este interesant, după cum am spus, pe de-o parte laici, pe de altă parte călugări care sunt deschiși spre cultură. Spun că o parte din membrii Rugului Aprins vor fi valorificați de către nou patriarh Justinian în încercările sale de a duce mai departe, să spune, spiritul acesta isihaz, spiritul acesta monastic și spiritul acesta autentic creștin. Unii dintre ei au fost de acord cu măsurile sale, alții nu, pentru că, în esență, și aici am să mă opresc, el m-am văzut, m-am aruncat o rapidă privire pe lucrarea Oane de aici, așa, și am văzut că va discuta despre problema misticismului în perioada comunistă și cum combate comuniști această dimensiune. Patriarhul Justinian, într-un fel, a încercat să păstreze dimensiunea isihastă, dar la un fel, să spunem așa, mai ascuns, mai puțin evident față de autoritățile comuniste. Chiar și întâlnirile de după ale foștilor membri ai Rugului Aprins care se mai întâlnesc pentru a discuta, capătă într-un fel dimensiunea asta ezoterică, închisă, într-un cerc restrâns. Nu se mai adresează publicului larg.
Aceasta este diferența esențială între ruga prins de Nacimanul după 45-48 și ruga prins, adică membrii lui când se întâlnesc după, mai târziu și în momentul, până în momentul în care sunt arestați. Sfântul Tudor a fost și n-a fost de acord cu ce a spus Patriarhul Justinian. El a spus că, într-un fel, această spiritualitate trebuie propagată și nu întâmplător, probabil că vom avea mărturii de aici. Eu cel puțin așa am citit că nu s-ar fi să spună în biserică, în față de credincioși, aceste valori ale credinței să le ascundă. Este una din cauzele pentru care el este arestat, dintre multe, probabil, iarăși colegele vor detalia. Și, într-un fel, ca să rezum discursul meu, destul de lung, așa, dar am încercat să dau un fel de preambul la discuțiile de astăzi, adică m-am oprit exact la începutul, să spunem așa, discuției propriu-zise, este faptul că, în același timp, pe de-o parte, ruga prins se încadrează într-o logică a istoriei spirituale a României în secolul 20, nu este o chestiune izolată, apărută de niciunde, da? Așa. Specificul ei stă în acest dialog remarcabil, mai puternic în alte părți, între intelectuali care vor să devină monahi sau să adâncească dimensiunea spirituală și oameni din rândul bisericii care merg spre dimensiune, pe partea culturală, spre cetate. Și de asemenea, prin această determinare a membrilor săi de a adânci pe de-o parte și dimensiunea spirituală și dimensiunea intelectuală, aceasta teologică, astfel încât, așa cum se spunea Sfântul Tudor, să creeze persoane capabile să reziste și dialogal și mental oricărei presiuni venite față de, din partea una care încerca să distrugă credința ortodoxă. Dar, colegul Petru va vorbi despre Părintele Daniel, cum a fost urmărit de securitate, tinerii Dragoș Ursu și Ioana vor vorbi despre motivația lui a prins despre educare, nu? Așa, iar celelalte subiecte vor contribui și vor rotunji fenomenul acesta, mi se pare remarcabil din spiritualitatea românească, dar care cred trebuie judecat în context cu celălalt. Vă mulțumesc și mă scuzați pentru dacă am fost prea mult și v-am plictisit. Subiect de acest fel poate să plictisească, chiar dacă sunt teme uneori ponderate aride, nu neapărat spectaculoase, să ne gândim că din ariditatea solului răsar toate bogățiile lumii de altfel. Dacă uităm doar la Grecia sau... Nu știu dacă am avut suficient apă să da. Da. Cred că a fost o introducere deosebită. Mulțumim domnului profesor George Enache pentru această introducție. Bine ați venit, Părintele Sterie, bine ați venit, Părintele Crăciun. E și ucenicul Părintele Sterie Nectarie, undeva în spate. Ne-am întregit echipa din această seară. Continuăm. De la Aiud vine un teolog și doctorand în istorie. E vorba de Ioana Zoia Ursu, care va vorbi despre motivația condamnării rugului aprins, lectura documentelor de arhivă. Eu o să încerc să vă ofer o altă viziune, o reflectare a acestor realități spirituale în lectura documentelor securității, care ne sunt mediate nu numai de faptul că aparțin unei instituții din aparatură de SIP, ci și printr-o limbă de lemn, care creează o realitate paralelă și în care toate aceste realități spirituale, aceste activități de rugăciune, atitudinile de autoconservare sufletească în fața materialismului ateu, sunt instrumentalizate și devin asimilate cu vin și culpe din codul penal. Intimea cercetării mele a fost declanșată de o întrebare pe care am primit-o referitoare la lotul Duhului Aprins, dacă au fost arestați în cele din urmă pentru că erau creștini sau pentru că erau anticomuniști. Pe moment am fost în impas, cineva a răspuns foarte inspirat că a fi creștin e sinonim că a fi anticomunist, dar pentru mine asta a declanșat o întrebare mai amplă și deci titlul cercetării mele
de astăzi, motivația arestării lui Aprins. I-am spus motivația, pentru că, pe de o parte, vreau să mă refer la motivele reale, la totalitatea motivelor care au stat în spatele arestării, în spatele constituirii lui Rugului Aprins și arestării lui, dar și la pretextul și justificarea, adică argumentarea pe care securitatea încearcă să o impună în dosarele sale. Un întreg eșafodaj, de fapt, construit pentru a demonstra o vină inexistentă, o vină de a gândi diferit, de a simți diferit și de a fi altfel, de a avea alte valori decât cele impuse de noua lume comunistă. Un alt motiv pentru care am abordat această temă e considerația că nu e suficient să etichetăm de la distanță documentele securității ca fiind ideologizate și pline de minciuni și să le respingem din start. Însă, pe de altă parte, nici să nu cădem într-un absolutism al arhivelor și să idealizăm adevărul care ar trebui să existe în documentul de arhivă. Și atunci, metoda la care apelat e un fel de deconstrucție, bazată pe disciplină de analiză de discurs și semantică istorică, prin care încerc să înțeleg felul în care securitatea construiește o întreagă narațiune, o întreagă poveste, plecând de la diversele activități ale Rugului Aprins, pentru ca această poveste să o transforme în complot în clandestinitate, cu trăsături de subversivitate, pentru ca mai târziu aceasta să fie condamnată sub acuzația de unelire contra ordinii sociale. Când ne aplicăm asupra dosarelor securității în general, m-am mai amintit, există un detaliu care se interpune între noi și ceea ce ne comunică dosarele și aceasta este limba de lemn. Nu e un limbaj obișnuit, e un limbaj cu totul aparte, specific ideologiei marxiste, care umbracă ca un vehicul. Și așa cum cercetătoarea franceză François Thom arăta magistral în lucrarea ei omonimă, această limbă de lemn are funcția de a distruge, de a sfârma lumea reală și de a înlocui scheletul unei lumi marxist-leniniste. Bineînțeles, pornind de la o lume dualistă, bine și rău, dușmanul de clasă. Și mai mult, această limbă de lemn apelează la mai multe tactici, între care selectarea anumitor fapte și evenimente pe care le consideră relevante și omiterea altora, diversiunea prin care toate relele sunt puse în cărca dușmanului, sau minciuna, atunci când disimulările nu cer prea mult rafinament. Și regăsim toate aceste tactici în discursul dosarelor securității. Eu am notat în special procesele verbale de interogatoriu. Să explic imediat de ce. Ca și mențiunea practică, dosarele la care mă refer din Arhiva Postei Securități fac parte din fondul penal, deci e vorba de dosarul de anchetă al lotului Rugului Aprins, dar și unul din dosarele de urmărire informativă, privindu-l pe Benedict Ghiuș și alte câteva persoane din nucleul Rugului Aprins. Și deși aceste tipuri de dosare conțin documente diferite, fiind un fond penal, conține documentele procesului, cum ar fi procesele verbale de interogatoriu, sentința, procesele verbale de confiscare a averii, iar dosarele informative, din potrivă, conținute informative, note de caracterizare de tot materialul provenit din urmărirea informativă a membrilor Rugului Aprins, am constatat că toată această narațiune se găsește, adică această proiecție, această argumentare a securității, poate fi găsită indiferent de tipul de document și indiferent de tipul de dosar. Pentru că este aceeași poveste. În mare, bineînțeles, e narațiunea dușmanului de clasă care unevește. Însă, dacă ne coborâm la un nivel mai mic, mai aplicat, vedem cum faptele obișnuite, activitatea Rugului Aprins, așa cum o să vedem în continuare, întâlnirile lor, păstrarea legăturilor lor firește, afinități sufletești, preocuparea lor pentru practicarea rugăciunii inimii, toate acestea sunt instrumentalizate de securitate și etichetate drept dușmănoase și transformate în fapte care amenință ordinea socială. O altă observație e că securitatea este direct interesată de această instrumentalizare și justificare. Pentru că între atribuțiile ei se numără și lichidarea activității subversive, teroriste, naționale și obine, și dușmănoase, de reacțiunea internă. Dușmănoasă este un epitet care se găsește pretutindeni în dosare. Orice fel de activitate de
detaliat aparținând grupului aprins este notată ca dușmănoasă. Când se referă procesele verbale de interogatoriu la perioada întâlnirilor de la Antim, activitatea este distant nominalizată ca fiind dușmănoasă. Felul în care Vasile Voiculescu își comentează sau își citește poeziile la acasă la Alexandru Mironescu, comentariile și lectura lor devine un comentariu dușmănos, ostil la adresa regimului și la adresa ordinii de stat. Și cum am spus, securitatea, având acest interes direct de a demonstra activitatea dușmănoasă, mai are încă o atribuție precisă cu identificarea activității dușmănoase în funcție de elementele reacționare din rândurile clerului ortodox. Acesta este un punct important pentru că una din ipotezele pe care se construiește motivația securității e că cei din rugul aprins au dus activitatea legionară sub masca misticismului sau activitatea legionară sub masca cultului ortodox. De altfel, dintr-o notă informativă care detaliază activitatea de la Antim, din anii 46-49, citez, Sandu Tudor, în legătură cu arhimandritul Benedict Iușor, scode general de blocați și foști militari, au creat o asociație cu scopul mărturisit mistic, dar care, în realitate, are și implicații politice, manevrând din umbră și sub masca exercițiului mistic, rezistența față de democrație, pregătirea credincioșilor pentru rezistența față de democrație, asociativ viitoarea democrație populară. Asociația poartă cu curiosul nume de așezământ rugul aprins al Maicii Domnului, închinat pentru o cercetare și trăire mai adâncă a învățăturii și evlaviei ortodoxe. Deci, observăm din început această etichetare a preocupărilor lor de mistică și de aprofundarea ortodoxiei în forma ei cea mai profundă, cea a misticii sihaste, drept o rezistență față de democrație și o opoziție la regim. De altfel și rugăciunea inimii este caracterizată într-unul din dosare drept dușmănoasă regimului. Cea mai dăunătoare, botechnică și dăunătoare actualului regim și chiar forma cea mai exagerată a ortodoxiei care rupea omul nou al comunismului de îndatoririle sale sociale. Și deci rugăciunea inimii, practicată de cei din locul acus, de dușmănoasă. De pe lângă această ipoteză de activitate legionară sub masca culturii ortodox și această etichetă de misticism, dușmănos, a priori dușmănos, argumentarea securității trebuie să plece sau pleacă de la activitatea rugului aprins, special după 1948. În 1948, când toate asociațiile și cele religioase sunt desfințate, activitatea de la Antim, în forma ei, largă și cu impact la public, bineînțeles, i-a sfârșit. Însă, un nucleu, așa cum a spus și domnul Enache, continuă întâlniri mai restrânse, fie la Mănăstirea Prăbuita, fie la domiciliul Părintelui Benedict Iuș, centrate în jurul Părintelui Benedict Iuș, Părintelui Sofian, care sunt și tu, care vor fi și duhovnici și informatorii spirituali alături de Părintele Danil, al tinerilor studenți de la arhitectură, care în anii începând din 1955-56, vor lua parte la întâlniri în casa familiei Mironescu pentru a primi numita educație mistică dușmănoasă din partea Părintelui Daniel. Adică o formare intelectuală, o formare spirituală, care să contracareze educația materialistă și ateistă, cu caracter ateu, primită în facultate. La nivelul proceselor verbale de interogatoriu, acuzațiile care revin sunt cele de discuții dușmănoase care ar fi avut loc la trecerea lui Alexandru Mironescu și educația mistică dușmănoasă făcută acestui grup de studenți, între care îi amintim pe Emanuel Mihailescu, Nicolae Rădulescu, Șerban Mironescu, fiul profesorului Alexandru Mironescu și George Băsăi. În această educație mistică dușmănoasă de care Părintele Daniel este acuzat,
se includ meditațiile cu caracter dușmănos, adică o retragere spirituală la scritul Tarot, 1957. Îndemnul de a se rupe de activitatea politică și de încadrarea în asociațiile de tineret comunist din facultate, pentru a practica rugăciunea inimii și pentru a se axa mai mult pe viața spirituală și, de asemenea, din nou, acuzația recurentă de rugăciune inimii, de practicarea rugăciunii inimii care este dușmănoasă. De altfel, după cum se menționează, unul din scopurile unul din procesele verbale, unul din scopurile întâlnirilor din casa familiei Mironescu era chiar de a practica rugăciunea inimii. Deci aceste două cuvinte cheie, am uitat să spunem, dușmănos, activitate dușmănoasă și misticism, sunt cele care definesc, oarecum, raportarea securității față de activitatea locului aprins în termeni de elite. Deci nu avem documentarea realității, ci avem citirea ei, lectura ei într-o grilă ideologică. Și această grilă ideologică, oferită de limba de lemn, ca vehicul al ideologiei marxiste, duce la demonizarea jumătății de clasă și pe lângă această demonizare provenită automat din ideologie, mai vine și interesul securității ca și componentă a aparatului represiv. Motivul real, după descrierea acestei construcții, acestei argumentații a securității, am văzut de fapt și în ce au constat faptele dușmănoase. În aceste întâlniri periodice cu coborârea la București, a părintului Daniel de la Rarău, pentru regăsirea venilor săi cunoscuți, pentru educarea tinerilor studenți. Însă toate aceste activități sunt etichetate ca și dușmănoase. Adică putem înțelege că trăirea creștină conștientă, asumată, adică credința, rugăciunea și educația potrivnică materialismului ateu erau dușmănoase regimului comunist. Dacă ne gândim ce au fost arestați, de fapt, ne putem din nou să contextualizăm, pornind de la aceste fapte, în ce măsură ele au constituit un motiv definitiv pentru arestare, sau ei, prin natura lor, prin valorile lor, constituiau un pericol pentru regim, pentru că ei, fiind arestați în 1958, se încadrează într-un val de arestări masiv. În 1958 are o represiune extinsă, care poate fi asociată cu Marius Supra, istoricul Marius Supra se referă la ea, prima de a gândi altfel decât prescriau normele partidului. Dar în același timp, mai putem să o vedem și în contextul măsurilor care premerg adoptării decretului 410 din 1959 pentru reglementarea vieții monahale, adică o măsură care precede represiunea îndreptată asupra monahismului. Pentru a reveni la întrebarea din introducere, după relectura acestor dosare prin prisma analizei de discurs, răspunsul meu a fost că cei din locul aprins au fost arestați pentru că erau considerați un pericol la adresa orânduirii de stat. Nu numai activitățile lor, dar și felul lor de a fi, valorile lor, credința lor, felul în care înțelegeau să-și o asume, a fost cea care i-a predispus de arestare și că arestarea lor era imediată. Trebuia să survină mai devreme sau mai târziu. Și, de fapt, trăirea autentică a creștinismului, cea care a purtat drumul grupului aprins și prin experiența închisorilor comuniste, în suprapunere cu destinul întregii țări care a fost martirizată sub comunism. Mulțumim, doamne Ioana Zoia Ursu. Cred că e important, e deopotrivă faptul că lucrarea este bine argumentată, temeinică, dar dincolo de asta este foarte important faptul că tineri și foarte tineri vin spre teme extrem de dificile, teme grele de preluarea trecutului, judecarea lui și judecându-l, putem să nu mai repetăm greșelile istorice. În același timp, sunt tineri în România care, intelectuali, evident, care presa culturală sau de idei spun că ne-am săturat de perioada comunistă, ne-am săturat să tot aducem pe tapet sau în discuție temele acestea, ne-am plictisit de ele, hai să ne orientăm spre teme europene mult mai
De asta, cu atât mai de apreciat, sunt tinerii care preiau povara unor teme grele. Vorbim de rugul aprins și vreau să profităm de prezența părintelui director Păvăleanu, Vasile Păvăleanu, și care este și părinte director la profesor la seminar și părinte paroc, și să-l întreb, să-l întrebăm dacă ar mai fi posibil azi un fenomen de amploare, de densitate, intensitate a rugului aprins. Prin prisma faptului că îi observă pe tinerii seminariști, pe tinerii teologi. La vremea aceea, mișcarea rugului aprins a avut un rol deosebit și a apărut într-un anumit context. Ea a fost o formă de rezistență duhovnicească, mistică, inofensivă, la adresa unui regim care ofensiv, ateu, fără Dumnezeu, adică nivelat totul în structura neamului românesc. Atunci s-a aplicat o lege sau o legitate istorică, și anume de orice acțiune este o reacțiune. La acțiunea comunistă de propovăduire a necredinței, ateismului și de luptă împotriva bisericii, a credinței, a religiei, așa după cum s-a spus foarte frumos până acum și se va mai spune cu siguranță și în continuare. Acești oameni extraordinari au luat această inițiativă. Pentru că nu puteau să lupte cu armele împotriva marxismului, a leninismului, a comunismului, a ateismului. Și au găsit această formă de luptă inofensivă, prin rugăciune, prin rugăciunea lui Iisus. O formă mistică, stând în biserică și rugându-se, pentru că numele de rugul aprins, bineînțeles că vine de la acel episod biblic, când Moise a văzut cum ardea rugul acela și nu se mistuia. Adică rugul aprins este simbolul jertfei, pe de-o parte, pe de-altă parte, rugul aprins este simbolul prezenței Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, la aceste cine, s-a coborât peste apostol, în timp de limb de foc. Și atunci, în sufletul omului, se produce acea ardere, acea combustie internă, pe care omul se jertfește de Dumnezeu. Deci, revenind la orice acțiune, este o reacțiune. Mișcarea Duhului aprins, ca și mișcarea voastră Domnului, despre care s-a cuvenit aici, ca și mișcarea legionară, a fost niște reacțiuni la acțiunile istoriei. Sigur că și astăzi sunt atâtea provocări. Provocări foarte mari, poate provocările de astăzi sunt mai puternice decât provocările de atunci. Dar sunt și mult mai subtile. Atunci, acea generație interbelică a avut acea capacitate să nu cadă în capcanele acestea care se întindeau de materialism, de comunism, de alte ideologii, de Schleiermacher, despre care s-a vorbit aici foarte frumos de domnul George Enache. Asta provocările sunt mult mai sublime. Și este foarte posibil ca noi să nu sesizăm aceste provocări ale istoriei. Nu le sesizăm. Și aceștia așa se așează peste noi și știu dacă nu cumva ne sufocă. Trăim într-o situație sau într-o perioadă care se manifestă parcă așa unei hamete, o indiferență a neamului românesc, chiar a tinerilor. Atunci tinerii au avut acea stare de spirit extraordinară. Părintele Iustin, și știe domnul Adrian, că a fost un apropiat lui din copilăria mea și care s-a jertfit și în pușcării și după aceea. A spus-o nouă dată și domnul Adrian, în interviurile pe care le-a păsărat în două volume și mie, mi-a spus așa, generația mea și-a făcut datoria. Este rândul vostru să vă faceți datoria. Eu la vârsta mea și la poziția mea, uneori mă declar neputincios. N-am soluții, ce trebuie făcut? Și nu odată a fost la chiria părintele și l-am întrebat, părinte, trebuie soluții, ce să facem? Pentru elevii noștri de la seminar. Pentru tineretul acesta, eu sunt preot și în oraș aici și constat această stare de lehamite, de nepăsare, de indiferență. Vorbim aici de jertfa romană. De jertfa lui Sandu, Darin Sandu Tudor. De jertfa tuturor martirilor închisorilor. Deci neamul nostru românesc a dat atâta jertfă. Sigur că jertfa este temelia unui neam. Dintotdeauna. Dar nu cumva noi suntem prea nefăsători de aceste jertfe.
Și sigur că vinovați sunt aceia care i-au torturat în pușcării, la Iud și peste tot, care l-au martirizat pe Daniel Sandu Tudor, cum spunea Părintele Stares Victorin de la Silvestria, care l-a cunoscut personal, că după ce l-au omorât și l-au torturat, fiindcă era un om în toată puterea cuvântului, un om înalt, și n-a încăput în cutie, într-o cutie, drept și criu, i-au tăiat picioarele, îi le-au dat înapoi și au pus-o capapă și l-au rugat. Într-o groapă să-l arăbă robele. Deci dacă se vinovați aceia că au omorât atâția martiri de neamuri răbăreați, atâția ucenici, eu cred că noi, zei de astăzi, suntem mai vinovați prin tăcere, prin indiferență, prin complicitate. Și nu avem această tărie. O jertfă întotdeauna trezește conștiința. Jertfă brâncoveană, în urmare, pe care vorbim atât la acest, la 300 de ani de la martirii lor, despre care se vorbește și se mediatizează și frumos la nivelul sinodului și a patriarhului și a tuturor unităților de cult din România, se face aducerea minte a icoanei brâncovenilor și a martirilor lor. Și mă întreb dacă nu cumva noi cerea asta, suntem răfăzători și poate deja vă brâncovenilor. Deci trebuie făcut ceva, trebuie, nu știu ce trebuie, n-am soluție. Ce trebuie să trezim neamul nostru în această stare de letargie, de lehamite, de indiferență. Dar, ca să nu închei într-un mod pesimist, eu cred că totuși Dumnezeu va rânui cumva neamul românesc să redescopere aceste jertfe, să conștientizeze jertfa aceasta extraordinară pe care a adus acest martir. Și aceasta se însemne trezirea noastră, care să ne așeze într-un loc onorabil al istoriei, să ne așeze la demnitatea pe care noi o merităm, că altfel cădem de demnitate. Cădem de starea aceasta de spirit pe care ne-au adus-o și Brâncovenii și Sfântul Daniel Tudor și toți ceilalți martiri ai închisorilor. Sigur că observăm la unii tineri, ca să vină pe un și mai optimist, observăm la unii tineri dorința aceasta, intenția aceasta de a căuta, de a găsi. Sigur că putem găsi vină și școli, putem găsi vină și bisericii ca instituții, de ce nu? Recunosc ca unul care să... Și în interiorul sistemului bisericesc, și în interiorul sistemului educațional. Putem da vina pe multe instituții, pe comunitățile locale, pe instituțiile culturale, putem da vină. Dar totuși trebuie această stare de spirit care a fost atunci, și în perioada intermedică, și în perioada imediat următoare a celui de-al doilea război mondial. S-au găsit aceste soluții, rumbul aprins. Știu, mișcarea oastei Domnului, care chiar și în clandestinitate, au făcut ce au făcut și au păstrat anumite valori, anumite idei, anumite nuanțe, anumite stări de spirit. De aceea, rumbul aprins este simbolul a ceea ce arde, dar nu se termină. Arderea nu se încheie. Ca atare, rugul la prins este simbolul dăinuirii, a înveșnicii. Și acest rug la prins trebuie să continue și ca o flacără care aproape se stinge, dar iarăși se aprinde și arde. Ca să folosesc mult regionalism cu paralare mare. La fel să se deștepte și neamul românesc, să deștepte fiecare român în parte și să avem nădejde că generația tânără să redescopere aceste lucruri. Pentru că Dumnezeu, iată, știu, chiar și prin diaspora noastră românească, prin aceste plecări ale românilor, într-un mic context, să ducă și afară, și în străinătate, și în Europa, și în America și Orune, aceste valori frumoase ale neamului românesc. Felicităm pe toți cei care în această seară au aceste intervenții foarte frumoase și foarte documentate de Sfântul Daniel Tudor. Vă așteptăm mâine și la Mănăstirea Neamțului la seminar ca să spuneți acolo elevilor din ținutul acela, de la școala aceea,
Într-o zonă, unii neam, și după cum am amintit dumnealui, a avut rolul în istorie, cu toate urcușurile și căderile respective, și să retrăim și acolo, să dumneavoastră sunteți ca brâncoveni. Niciunul preot. Brâncovenii n-au fost preoți. Brâncovenii n-au fost episcopi. Brâncovenii n-au fost călugări. Dar au făcut comisiune cum n-au făcut nici episcopii pe vremea lui. Au făcut un hatim virean. Și nici alți monaci sau preoți pe vremea lor, ei au făcut ceea ce n-au făcut oamenii bisericii. Așa și dumneavoastră, sunteți neam de brâncoveni, vă felicităm. Și în așa, această lucrare dumneavoastră, eu o consider o mare speranță pentru neamul românesc. Dumnezeu să vă ajute și să te vine cuvinte pe toate. Domnul Adrian Nicolae Petcu, cercetător la CNSAS, ne va vorbi despre Părintele Daniel în documentele securității. A abordat subiectul Daniel Sanătudor presupune atât o cercetare asiduă pe sursele, întâi de toate arhivistice, cât și o cunoaștere a contextului istoric. Facem această afirmație, deoarece intelectualul Sandu Tudor, după cum era cunoscut în publicistica interbelică, apoi slujitorul Agaton și mărturisitorul Daniel Sandu Tudor din anii obsedantului deceniu, a traversat o perioadă istorică marcată nu doar prin schimbări politice, ci mai ales prin mari încercări spirituale. Cum este și firesc, pentru a-l cunoaște pe Daniel Sandu Tudor, întâi facem apel la documentele fostei securități, de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, apoi la sursele arhivistice confesionale și, nu în ultimul rând, la inepuizabilele resurse de istorie orală provenite de la cei care l-au cunoscut în mod direct. Astăzi ne vom opri puțin asupra ceea ce ne oferă izvoarele provenite de la fosta poliție politică comunistă. Așadar, oricine care vine la CNSAS și întreabă despre Sandu Tudor, îi se oferă în primă instanță dosarul penal al lotului Alexandru Teodorescu și alții, cunoscut sub cota Penal 202 și constituit din 12 volume. Este dosarul de anchetă al grupului Rugul Aprins, atât cât mai cursat spre sfârșitul anilor 50, adică o parte dintre slujitorii din fosta asociație cu același nume, dar și tineri care intraseră în programul catehetic al schimnicului Daniel Sanfidor, inițiat în Schitura Rău. Ne îndeplinim datoria de a-i aminti pe cei arestați în lot alături de Sandu Tudor. Adrian Făgețean, Benedict Iuș, Roman Braga, Felix Dubneac, Sofian Boghiu, Arsenie Papacioc, Alexandru Mironescu, George Văsări, Șerban Mironescu, Nicolae Rândulescu, Dan Pistol, Gheorghe Dabija, Vasile Voiculescu, Dumitru Stăniloae și Emanuel Mihăilescu. În ceea ce privește pe Sandu Tudor, considerat de securitate liderul grupului contrarevoluționar Rugul Aprins, în dosarul penal găsim ancheta penală consemnată, adică acele procese verbale de interogatoriu, scrise de anchetatori cu limbajul specific și în termeni care să-l acuze de infracțiuni împotriva regimului democrat popular. Cu toate acestea, într-o lectură atentă se poate constata negarea permanentă a lui Sandu Tudor în fața acuzațiilor care se aduceau. În această situație, între anchete, în celula în care Sandu Tudor se odihnea, anchetatorii au introdus un informator, care mai apoi relata securiștilor sub formă de note informative, simțămintele acestea după etapele de interogare. Tot din arsenalul probelor întocmite împotriva lui Sandu Tudor, anchetatorii au strâns fotocopii de pe articole din publicistica interbelică, în special ziarul Credința, în care el făcea un rechizitor dur la adresa regimului ateist din Rusia Sovietică. De exemplu, bestialitatea modernă, veacul ucigătorului lui Dumnezeu, religia ateismului rus și între sobor și soviet. Nu în ultimul rând, într-un alt volum, regăsim procesul verbal de la perchiziția efectuată la Schitura Rău, care conține lista cu cele 1529 de volume din biblioteca lui Sandu Tudor, luate la vremea aceea în custodia Bibliotecii Sfântului Sinod de la București. Dosarul penal a fost consultat de numeroși cercetători veniți la CNSAS, copiat și publicat în parte, însă fără a avea parte de o hermeneutică pe măsură. O primă abordare obiectivă și atentă a fost făcută de George Enache, într-un amplu studiu axat pe represiunea religioasă din anii 50, cu privire specială pe cazul Rugului Aprins și activității părintelui Daniel Sandu Tudor. Enache face o hermeneutică introductivă în context politic și cultural deopotrivă, scoțând în evidență personalitatea duhovnicească a lui Sandu Tudor în mijlocul grupului din fosta asociație a Rugului Aprins. În mod evident, lui Enache îi se datorează o primă prezentare academică a ceea ce a fost grupul format de intelectuali și clerici deopotrivă în perioada de relansare a monahismului românesc postbelic,
din perspectiva documentelor securității. De aceea noi insistăm asupra acestui capitol documentar. Alte abordări, plecând de la dosarul penal 202, nu s-au dovedit atât de convingătoare sau inserate în contextul istoric, fie nu și-au propus decât să prezinte o serie de date biografice legate de detenție. Însă dosarul penal 202 nu este complet. Din acesta lipsește dosarul de penitenciar al lui Daniel Sandu Tudor, care să conțină fotografia față profil de la arestare, adică ultima fotografie, principalele documente privind detenția, de exemplu, fișa medicală, foaia cu zilele de muncă prestate în detenție, adeverințe de caracterizare, mandatul de arestare, sentința individuală și altele, dar mai ales un document care să ateste data exactă și motivul decesului, mai ales că în istoriografia postdecembristă nu se regăseau astfel de informații. Acest dosar l-am găsit în iulie 2003 în arhiva CNSAS, conexat cu materialele penale privind detenția lui Sandu Tudor din perioada 1959-1952. Așa am descoperit data exactă a morții, 16 noiembrie 1962, în penitenciarul Aiud. La diagnostic este trecut hemoragie cerebrală, înscris care pune totuși sub semnul întrebării motivele reale ale decesului. Cu atât mai mult, nu se cunoaște locul mormântării, situație similară cu majoritatea decedaților în penitenciarul Aiud. Alte documente despre împrejurările decesului nu există în acest dosar. Totuși, din surse memorialistice, de la Virgil Maxim de Pildă, aflăm că, în timpul reeducării orchestrale de colonel Crăciun în penitenciarul Aiud, lui Sandu Tudor s-a cerut să facă declarații scrise despre ierarhia bisericii. Citez. Primind hârtia și cerneala, spune Maxim, în loc să facă plăcerea adversarului, părintele a făcut un rechizitor detaliat concepției materialiste și guvernele comuniste, deconspirând lucrarea satanică. Aproape o lună de zile a scris într-una și a așteptat din zi în zi să fie chemat la confruntare. Într-o dimineață însă s-a zvonit în tot Aiudul că a fost găsit mort în celulă. Am citat. Ca unul care am consultat documentele reeducării de la Aiud, aflate în arhiva CNSAS, fac precizarea că nu am găsit nimic relevant în acest sens. Însă, cele exprimate de Maxim nu vin decât să confirme părerea ofițerului de securitate Gheorghe Enoiu din vara lui 1958, care orchestra anchetarea lui Sandu Tudor la Ministerul de Interne. Citez. Sunt sigur că nu vom scoate nimic de la el, recomandându-i locotenentului moldovan să găsim două, trei elemente și în scurt timp să trecem la demascarea lui în confruntări. Am fi citat. Din aceste pasaje documentare desprindem dezenia de care dea dovadă Daniel Sandu Tudor în fața persecutorului, tot așa cum se exprimase în libertate de la înălțimea amvonului. Dar despre activitatea lui Daniel Sandu Tudor la Schitura Rău, e drept, fragmentar și poate într-un tablou prea subiectiv, găsim în dosar de urmări informativă deschisă împotriva sa și a ieromonahilor Arsenie Papaciu și Cleopa Ilie, aflat în arhiva CNSAS, sub cota informativ 211.015, constituit din 4 volume. Spune că tabloul documentar este subiectiv, deoarece ne aflăm în fața unui scenar construit de securitate, cu marotele obișnuite, legionar, activitatea legionară sub masca religiei, acțiune subversivă în mănăstiri, în care actorii principali, călugări precum Arsenie Papacioc, Cleopa Ilie, Roman Braga și Daniel Sandu Tudor, conspirau împotriva regimului printr-o reorganizare a mănăstirii a legionarilor abia ieșit din istorie. De reținut că ne aflăm la nivelul anului 1956, atunci când se declanșează urmărire informativă prin deschiderea unui dosar prin care s-au instrumentat metodele specifice ale securității, recrutarea și dirijarea de informatori în mediul vizat, interceptarea corespondenței și chiar filajul. Interesant este faptul că tot acest scenariu a pornit de la unele afirmații, ușor exagerate, ale unor deținuți, considerați legionari, despre o mișcare de revigorare spirituală începută la antic, adică rugul aprins, și care între timp fusese interzisă de autoritățile comuniste. Discutată, colportată și chiar exagerată în închisoare această informație, pentru securitatea a devenit o adevărată amenințare pentru regim, văzută ca o regrupare a legionarilor sub mască religioasă. Iar această conspirație cel mai bine a fost exprimată de deținuți legionari care acceptaseră reeducarea de la Pitești, dar acum, fidel ai autorităților comuniste, ca autentici, reeducați, ca în orice manifestare religioasă, o activitate legionară. Desigur, discuția ar fi ceva mai lungă,
Dar în momentul de față dorim să ne rezumăm la o prezentare lapidară despre cum vedeau autoritățile comuniste mișcarea de respirație izdihastă, pornită în mănăstirile din nordul Moldovei de un Daniel Sanu Tudor, după un Cleopa Ilie și Arsen Papacioc. În realitate, Sandu Tudor inițiase un program catehetic propriu cu tineri care frecventau, unii din convingere, alții din curiozitate, unele biserici din București, Antip sau Plumbuita. Acest program, ca parte a acțiunilor sale duhovnicești, în scopul constituirii unui obști model și ca o pepinieră monahală. Iar acesta era un gând mai vechi al lui Sandu Tudor, pe care îl punea în practică cu înalta binecuvântare a Patriarhului Justinian Marina. Însă, securitatea considera că, la Rahău, Sandu Tudor urmează acțiunii de revigorare monahală inițiate de Patriarhul Justinian în anul 1948 prin duhovnicul Cleopa Ilie. Ce mai putem găsi în dosarul informativ 211.015 sunt acele predici ținute de Daniel Sandu Tudor, reproduse de informatorii dirijați de securitate, afectate desigur de limbajul specific și tendențios. Cu obiectivitate putem extrage seva cuvântărilor ținute de Sandu Tudor, fie la sărbători în timpul slujbelor, fie la retragere spirituală de la Rahău, precum cea din vara 1957, la care participau acei tineri care mai târziu aveau să împărtășească tratamentul persecutorului din anchetele premergătoare procesului penal. Un document care ne-a tras atenția reflectă programul duhovnicesc de la Rahău, dar și discursul părintelui Daniel, o autentică mărturisire de credință. Citez. Programul schitului. Orele 0030, utrenie. Orele 6.30, 7.30, rugăciunea de dimineață. Orele 8.30, 12, liturghie. Orele 18, 19.30, rugăciunea de seară, vecerie. Se continuă document. În restul timpului se face lectură individuală a Noului Testament sau a altor cărți bisericești și ascultare, adică o treabă oarecare. Strânsul fânului, cules de zmeură, de ciuperci, etc. În sprijinul acestei ascultări se aduce ca argument lupta împotriva voiei și obișnuințelor noastre, realizarea prin înfrângerea tendințelor, a simțurilor și a necesităților materiale, adică a somnului, foamei, etc. Rostul șederii noastre la schit, spune Daniel, este disciplinarea prin integrarea riguroasă în programul alcătuit de el. Plimbările și visările le vom lăsa pe altă dată, fiindcă acum este timp de ele. Să nu aibă cineva prin asta impresia că îi se răpește libertatea, pentru că libertatea după care dirijim și a celor din lume este de fapt robia noastră, robia simțurilor și numai asceza este cu adevărat eliberată. Doar suprimarea, smerenia, adică debarasarea de ambiție, mândrie, de continuă preocupare de estimarea persoanei noastre, conduce la conturarea unei autentice personalități a regăsirii omului din noi. Unii cred că ținuta interioară se dobândește mai ușor împrumutând metode de lucru străine. Aceștia însă scapă din vedere că metodele de care vorbim sunt născute din specificul în cadrul tradiției și condițiilor proprii de dezvoltare. De aceea, realizarea nu este posibilă decât în limitele pământului pe care trăim, unde cunoaștem omul, cu moravul și năravul lui. De ce să căutăm soluții în altă parte? Noi, românii, ne naștem în religia ortodoxă și avem la îndemână toată experiența ei cu fapte și adevăruri controlate, verificate. Să profităm de ea și să o folosim. Același informator spune în document. La predica de duminică, 4 august, Daniel a citit despre Apostolul Petru, care, văzându-L pe Iisus mergând pe mare și nevenindu-i să creadă, spune: dacă ești Tu, Doamne, poruncește să vin la Tine. Iisus îi poruncește. Petru merge și el pe val, dar îndoindu-se de realitatea lui Hristos, se scufundă. Iisus îl scoate deasupra și împreună se urcă în barcă. Furtuna se potolește, se face senin. Interpretarea făcută de Părintele Daniel. Semnificația crucii este binele și răul. Cele două brațe, orizontal și vertical, sunt coordonatele în care ne înscriem noi și faptele. Orizontala este axa realității istorice a faptelor, a trăirilor materiale. Verticala este simbolica faptelor. Mersul pe apă este un adevăr material. Ascultând voința lui Dumnezeu, apele s-au închegat sub pașii lui Iisus și ai Apostolului. Hristos este sinonim cu scopul în viață. Încrederea deplină în acest scop ne ține deasupra valorilor care sunt slăbiciunea, patimile și îndoielile noastre sau influențele rele ale oamenilor din jur. În acțiuni se cere hotărâre. Deci, ori rămânem în barcă, în siguranță, ca ceilalți apostoli, ori, dacă am pornit, atunci să călcăm cu fermitate spre ținta aleasă. Am fi citat. În concluzie, chiar dacă Arhiva CNSAS deține un număr mare de documente despre Daniel Sandu Tudor,
Cel ce se aplecă asupra acestui caz are datoria de a privi cu multă obiectivitate și echilibru, de a contextualiza în cadrul istoric și politic și de a cunoaște metodele și obiectivele securității comuniste, pentru a-și construi un tablou cât mai aproape de adevărul istoric. A scoate informații ce par esențiale din documente, fără o privire critică, fără o coroborare cu alte surse, precum cele orale, memorialistice sau documentare, care însemna să comitem o nedreptate și să arătăm o cunoaștere corectă și cuprinzătoare a biografiei a celui care a fost duhovnicul și este martirul Daniel Sanului. Mulțumim domnului Adrian Nicolae Petcu pentru această substanțială comunicare. Aflăm că tăierea voii e tot o acțiune dușmănoasă, ca și rugăciunea inimii mai înainte. Foarte interesant, dacă ei știau exact programul din interiorul schitului de mănăstire pe rău, înseamnă că aveau informații chiar de acolo, din interior, de undeva. Nu ne întrebăm cine. Mergem mai departe. Dragoș Ursu, teolog și doctorand în istorie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu o comunicare despre o secvență din biografia părintelui Daniel Sanu Tudor, momentul reeducării de la Iud. La mine de toate a spune că, deși domnul Petru a spus mai că nu sunt surse documentare și într-adevăr relevante, da. Eu am găsit prin ricoșa, să zic așa, din Imeral, aș putea spune, într-un dosar documentar din Arhiva CNSAS, mențiuni care nu depășesc, să zicem, 10-15 rând despre părintele Sanu Tudor, dar sunt destul de relevante și ne pot contura mai bine contextul care el a murit și poziția lui în reducarea de la Iud. Întâi de toate a spune că, așa cum Sanu Tudor a fost un personaj controversat, dar nu cu vieții sale în libertate, tot așa și poziția sa în reeducare este controversată, cel puțin așa ne indică penuria de mărturii și documente pe care le avem despre fiecare lăsat în detenție. Și aici aș face o mică sau mare introducere despre reeducarea de lângă, să înțelegem mai bine contextul în care Sanu Tudor este redat în documente și mai ales poziția și, în final, moartea lui. Aș spune că, al doilea val, reeducarea de la Iud, cronologic plasat între 59 și 62, se încadrează în cele doilea val al reeducărilor din Universul Concentrațional Comunist, după cel din anii 50, de la Pitești, Ierla, Canal sau Ognele Mari. Și anume începe prin anii 57-58, la Ordinul Asistentale Tehnice, Serviciul Independent din Direcția Treia Securității și a Serviciului Cultural din Direcția Generală a Penitenciarilor și Coloniilor de Muncă. În acest context, în octombrie 58, este adus la conducerea penitenciarului celebrul Gheorghe Crăciun. Iar odată cu aducerea lui în Aiud, sunt aduși și legionari din celelalte misiuni, astfel numărul lor evoluează de la 858 la 3200 în 1961. Trebuie spus în paranteză că reeducarea la Aiud a fost adresată în principal deținuților legionari. Și aici Sanu Tudor e o excepție, nefiind un legionar, am putea spune că nu iubea foarte mult. Cel puțin în perioada interbelică și după. Și astfel Crăciun i-a dus în Aiud și creează în 1900, martie 59, grupul operativ Aiud. Asta e o unitate asimilată securității, care era coordonată de conducerea superioară a Ministerului de Interne și, respectiv, sub conducerea lui, răspundea în fața lui Drăghici, ministrul de Interne. Ajuns în Aiud, Crăciun are trei mari sarcini. Așa, e pus în fața trei mari sarcini. În primul rând, munca culturală educativă, cum era exprimată în documente, să spunem așa, de educarea și destrămarea mișcării legionare. Astea două, să spunem, le-am putea numi așa generic reeducare, iar al treilea aspect pe care l-are de făcut e munca informativă. Ce înseamnă munca informativă? Munca de securitate, prin care e munca ascunsă, prin care Crăciun documenta comunitatea deținuților, e o muncă specifică securității, la fel cum securitatea o puținul de despre Sanu Tudor, desfășoară o muncă și în rândul deținuților, cu agenți, cu infiltrări, planul de măsuri, cu tehnică operativă, în paranteză să fie spus, în Aiud, se montează microfoane în vreo 4 celule din ZAC. Alături de munca informativă, să spunem munca ascunsă, despre care deținuții n-au știut în mare parte, se desfășoară reeducarea. Spunem așa, munca publică, reeducarea publică. Trebuie spus în paranteză sau întâi de toate contextul în care are loc reeducarea de la Aiud. Și anume vine după
10-15 ani de detenție, de epuizare fizică a deținuților, în care regimul își rapidează metodele. Dacă în anii 50, în reducarea de la Iub și Gherla, avem o tortură directă, o bestialitate, acum în Iub, această tortură se transformă în supraveghere, demascare, izolare. Trebuie spus că deținuții care refuzau reeducare erau izolați în celebra zacă. Și acum să vedem ce număra regimul prin, sau ce așteptat de la deținuți, care era, să spunem, indicatorul reeducării. Și aici avem un întreg parcurs. Mai întâi avem o anihilare politică. Regimul urmărea, în primul rând, ca deținutul să se desolidarizeze de dreptul politic și, în cazul lui, de dreptul legionar, dar mai ales, și aici planul următor, care a fost fatal, să spunem, pe interesatul Tudor, regimul urmărea și o restructurare personală a deținutului, prin care el trebuia să se demaște și să-i demaște pe ceilalți, pe ceilalți deținuți. Pentru a facilita procesul de educări, care e o invenție a grupului operativ, grupul avea nevoie de o mișcare legionară, să o recreeze. Poate sună șocant cum să o recreeze, da. Pentru că deținuții în Aiud, numai dacă legionarii nu se ocupau. Dar pentru a ușura demersul, grupul operativ vine cu o idee diabolică. Și anume creează un comandament legionar. Victor Biriș, comandant legionar, poate vă spune ceva în numele, trece, să spune, face pactul cu diavolul, are o întâlnire la București cu ministrul Drăghici, care sugerează ideea recreării unui comandament legionar în Aiud. Cu ce scop? Asta cu scopul de a pune securitatea, de a da pe tavă securități și deținuții importanți și cu influență în rândul, rândul celorlalți. Biriș vine în Aiud și împreună cu Ilie Niculescu, Alexandru Pica și Nistor Fioreanu recrează comandamentul. Ce se recrează? Le spune celorlalți că a fost la București și regimul vrea să-i libereze și ideea asta este să se reorganizeze. O întreagă idee diabolică prin care deținuții aproape că se desconspiră. Încep să se reorganizeze și astfel securitatea le descoperă activitatea. Alături de planul, să spunem, organizațional, la nivelul instituțional prin care se recrează mișcarea regională, are două operativ. Trece la un alt nivel, am putea spune ideologic, în care toate preocupările deținuților erau asimilate unor acțiuni legionare. Astfel, ajutorul devine ajutor legionar, preocupările culturale devin confesare de legionare, iar viața spirituală, misticism legionar. Se poate simila cu ce se discuta mai devreme legat de modul cum securitatea asimila întâlnirile de la timp cu practici dușmănoase. De ce face operativa asta? Pentru a-i acuza pe sfinții deținuți că desfășoară activitate legionară la ordinul comandanților legionari, a comandamentului creat de regimul însuși. Astfel, totul e o invenție. Demersul a facilitat munca informativă, adică securitatea a știut pe cine se urmează cu domnul deținuților și mai ales a reprezentat un punct de evaluare a succesului reeducării. Astfel, ăsta e comandamentul, de ăsta vă deziceți, pe ăsta îl incriminați, ăștia sunt deținuții cei mai importanți, pe ei trebuie să-i demascați. Și acum să vedem ce înseamnă o demascare și cum se desfășura reeducarea. Avem ședințe publice, paranteză spus, specific reeducărilor din visorile comuniste, a fost regia pe care securitatea a creat-o și anume deținuții se reducă pe ei, se reducă unii pe alții. Și acum avem ședințe publice, la club, cum erau numite, în care deținuții veneau, făceau demascare activitatea lor criminală, cred, și demascau pe cei cu care au colaborat. Apoi aveau activități culturale cu care regimul crea, încerca să-i atragă. Și revenim la poziția deținuților, acelor, să spunem, pe care regimul îi consideră reeducați. Cum am spus la început, grupul operativ urmărea două aspecte în reeducarea deținuților. În primul rând, anihilarea trecutului politic și apoi restructurarea personală, compromiterea lui în fața celorlalți. Și avem așa, un prim aspect, să spunem, a deținutului reeducat, pe care regimul îl prezintă ca reeducat. Paranteză fie spus, ce înseamnă regimul prezintă ca reeducat. Analiza mea asta, cercetarea mea asta, axat pe dosarele, provenind din fundul documentar de la CNSAS, dosare care redeau activitatea grupului operativ, adică unii munci de securitate, note informative, rapoarte informative, declarații, propuneri, o întreagă activitatea unei regionale de securitate, să zicem. Avem un prim aspect al deținutului pe care regimul consideră educat, și anume incriminarea mișcării legionare și desprinderea de sub influența liderilor. Faptul că deținuții, unii dintre deținuți aflați după 10-15 ani de detenție, într-o izolare, pentru izolare totală, pentru epuizare fizică și psihică, faptul că ei condamnă mișcarea legionară, nu putem considera un semnal reeducării. Era un mijloc de supraviețuire și chiar mai mult pentru orice minte lucidă, organizația legionară era depășită, regimul era stabil, iar mișcarea legionară era incapabilă să reacționeze. De asemenea, desprinderea de lideri, care era următorul pas,
în restructurarea politică, atât de licitată, de valorizată de grup operativ, nu are obiect, e fabricată, sau cel mult amplificată, pentru că grup operativ este cel care creează comandamentul și implicit creează desprinderea de acest comandament inventat. Grupul operativ raportează cu succes de solidarizarea deținuților de un comandament pe care tocmai el îl creează. Și acum revenim și discutăm despre tactica, o tactică frecvent utilizată de unii deținuți pentru a face față acestor presiuni a fost următoarea și încerc să o schițez. Deținutul spune, eu nu mai fac politică de când sunt închis, mișcarea legionară e depășită, recunosc realizările regimului, dar la demascările publice nu particip, deoarece sunt conduse de lideri legionari și eu nu vreau să particip la astfel de acțiuni organizate de legionari, deci întorceau împotriva securității regia pe care aceasta o construiesc. Însă regimul a fost interesat dincolo de reeducarea politică, de compromiterea deținuților în fața celorlalți și mai ales în fața posterității. Tocmai de aceea am sesizat că scopul ultim al reeducării a fost dincolo de succesul acestea, raportarea acestui succes. Și asta ce înseamnă? Avem celebra carte a reeducării, care se constituie, să spunem așa, într-o listă neagră pe care regimul le pantează cu cei pe care el le consideră reeducați. Astfel, regimul a prezentat orice act de bunăvoință din partea deținuților, prin participarea la munca culturală educativă, ca fiind expresia reeducării acestora. Astfel, pentru cititorul de azi, avid de o istorie tabloidizată, un articol la Gazeta de Perete despre realizările regimului, asemănător cu introducerile ce însoțea orice tipărătură din România comunistă, devine probă a reeducării respectivului deținut. Iar incriminarea unor personaje din trecutul organizației legionare, care probabil că nimeni nu credea, n-a crezut vreodată cu adevărat, expresia trădării cauzei. Și acum revenind la Sandu Tudor, după ce v-am făcut acest tablou despre ce aștepta regimul de la deținuți și care erau pașii pe care le urmărea reeducare, mărturii despre Sandu Tudor sunt puține de tendenția de live. Și avem câteva mărturii la nivelul memorialist, și anume Părintele Grevenea, acum vinit mai devreme Domnul Petcu, Virgil Maxim, Ioan Ianolide, Caraza și Mitropolitul Bartolomeu. Pare să fie spus, Mitropolitul Bartolomeu, care creează o imagine destul de controversată, am putea spune chiar ironică sau incriminatoare la adresa Părintelui Sandu Tudor. În privința documentelor, sunt două mențiuni din două rapoarte informative ale Domnului Crăciun din septembrie 62 și o caracterizare din celebra carte a reeducării. Și acum mergând pe firul documentelor și reconstituind, să spunem așa, întreaga poveste. Începe de la Mitropolitul Bartolomeu, care ne povestește un moment, nu-l plasează temporal, cred că undeva în vara lui 62, în care Colonelul Crăciun vine secția 9 TPC, unde era închis Sandu Tudor alături de Valeriu Anania, de Mitropolitul Bartolomeu, și în care Colonelul Crăciun le propune să înceapă reeducarea și Sandu Tudor, așa cum ne spune Bartolomeu, Mitropolitul Bartolomeu, se arată deschis. Citându-l pe Sandu Tudor. Mai curând sau mai târziu, tot trebuie să o facem și apoi le pui de bine legionarilor ăstora și să mai structure conștiința de crimele pe care le-au comis în numele Crucii. Alături de acest moment, Mitropolitul Bartolomeu mai pornește de cearta celebră de vită proverbială cu Ernest Dern. Despre contextul în care Sandu Tudor și-a manifestat interesul de a participa la reeducare, găsim în raportul lui Crăciun din septembrie 62. Deci aș avea o scurtă introducere pentru a înțelege contextul în care Crăciun se apropie de Sandu Tudor. În prima parte a raportului este menționată poezia lui Ilie Niculescu. Ilie Niculescu, un comandant legionar, profesor universitar la ASE, deținut din 41. Și el spune, fiind oarecum forțat să-și prezinte poziția în reeducare. Și el îmi spune patru puncte. 1. M-am desprins de organizația legionară, sunt român, ancorat într-o concepție creștină despre Dumnezeu, lume și viață și doresc să mă încadrez în câmpul muncii. Nu mai am nimic să vă spun și nu mai am nimic de aflat de la dumneavoastră. Crăciun consideră această atitudine foarte periculoasă și propune ca în combaterea acestui misticism un aport important ar putea fi adus de către preoții care se deschid de organizația legionară și pot să dea lovituri de pe poziții legionare. Și în acest scop, notează Crăciun, subliniază mai bine spus Crăciun, propune organizarea unei celule cu Dumitru Stăiloae, Părintele Borșa, Teodor Popescu și Sandu Tudor, care vor fi pregătiți să combate elementele legionare care se posesă pe această linie. Aici e doar o propunere, care ei vor să se apropie de Sandu Tudor. Într-un raport ulterior de la finalul lui septembrie 62 se menționează: am început munca de apropiere cu Nicolae Orculescu și cu Sandu Tudor. În prezent, Nicolae Orculescu și Sandu Tudor redactează materiale la indicația noastră, prin care demască organizațiile legionare și pe șefii. Până aici am putea crede că Sandu Tudor intră în jocul securității, dar vom vedea că lucrurile au stat diferit.
foarte important. Cine Nicolae Orpulescu? Comandant legionar, informator, ajuns, de fapt, e mult spus informator, el dă declarații despre ce s-a întâmplat din 41, ce s-a întâmplat în detenție din 41 până 64. Declarațiile lui sunt foarte importante pentru că el are o cultură teologică, a terminat seminarul, în anii 70 ajunge secretar al Episcopiei Caransebeșului, iar faptul că el avea pregătire teologică, înțelege preocupările spirituale de Sfinților și le descrie în declarațiile lui destul de onest. O altă precizare, Nicolae Orpulescu, fiind legionar, avea ce demasca. Lucru care ar putea fi incriminat, dar Sfântul Tudor, nefiind legionar, nu avea de ce să se desolidarizeze. Revenind la raportul anterior, în care se spune propune organizarea unei celule, se sistemă o nuanță nouă în raport. Și anume, dacă în primul Sfântul Tudor era propus pentru a combate elementele legionare de pe poziția bisericii, în al doilea vedem că el demască unitățile legionare. E o nuanță. Dacă în primul i s-ar fi pretins să demaște de pe poziția bisericii, în al doilea demască, de fapt, organizația legionară. În completare, trebuie spus că cei care au făcut, într-adevăr, și au demascat, să spunem, crimele legionarilor sau trecutul legionarilor de pe poziția bisericii, au fost părinții Borșa și Steniloae, cum se menționează și rapoarte ulterioare. Despre faptul că Sfântul Tudor a scris, pomenește și Părintele Grebenea, precizând și aducând o nuanță poziția acestuia. Și redând-o astfel. Părintele Sfântul Tudor susținea că se pot face concesii totale pe linia celor profane și intransigență totală în problemele religioase, căci pe el nu mai interesează lumea. Poziția menționată de Părintele Grebenea, care Sfântul Tudor se detașează de problemele politice, incriminându-le, dar rămâne fidel și consecvent credinței lui, este similar cu cea Părintele Arsenie Papacioc, condamnat și el tot în lui Aprins, este care să cer să vorbesc de la Mănăstirea Neamț. Poziția Părintele este redată într-o notă informativă de același Nicolae Orpulescu. Și anume, el redă tactica preconizată de Părintele Papacioc, înțelepciunea, mare abilitate, suplețe. În afară de păcatul apostaziei, legionarii pot face orice ca să salveze ființa. Denotat că această mărturie este dată în aiut. Nicolae Orpulescu crede discuția pe care el o are cu Părintele Papacioc și care spune, evitând cu tact discuțiile religioase, deținuții pot și trebuie să facă toate concesiile pe toate celelalte terenuri. Vedem o similitudine între poziția Părintele Papacioc și poziția Părintele Daniel Sfântul Tudor și anume, ne desolidarizăm de trecut, ne incriminăm trecutul politic, dar ne păstrăm credința. Nicolae Grebenea, Părintele Nicolae Grebenea, ne oferă și finalul povestii. După ce a scris mult, i s-a fi cerut. Acum declară că nu există Dumnezeu, că voi călugării sunteți niște ipocriți care înșelați lumea. S-au opus cu vehemență. Atunci a fi băgat la niște grele constrângeri, care lumea căruia a și murit. Posibilitatea ca părintelui să-i fi fost cerut o condamnare a bisericii, respectiva credinței, este susținută și de o propunere a lui Crăciun din decembrie 62. Nu-i adresată lui, ci o propunere pe care noi îndemnează ministerului pentru a fi aprobat. Și el spune așa. Preoții trebuie să combată mai întâi activitatea legionară de pe poziția bisericii, urmând ca apoi se progreseze treptat în direcția demascării poziției înapoiate și reacționarea bisericii. Observăm acest lucru. La prima parte, cum probabil s-a fi cerut și lui Sfântul Tudor, să demaște organizația legionară de pe poziția bisericii, în cea de-a doua îi se cere preoților să demaște biserica. Aceste încercări niciun preot nu s-a angajat și cu atât mai mult Sfântul Tudor. Refuzul părintelui de a face jocul comuniștilor este argumentat și de celebra carte a reeducării, al cărei principal scop a fost de a prezenta succesul triumfal al acestui proces. Creată la finalul reeducării la ordinul colonelului Crăciun, cartea își propunea să înfățișeze reeducarea ca fiind creația deținuților, urmărind maximizarea implicării acestora în proces. Tocmai de aceea, mențiunile despre părintele Sfântul Tudor sunt cu atât mai prețioase. Un capitol al cărții este dedicat muncii culturale educative din secția 9 de PC, unde era închis părintele. Și aici este numerată activitatea desfășurată, club de mascări, cărți, recenzii literare, licențiate deținuților pentru a fi atrași în munca culturală educativă. Și avem o scurtă mențiune a colegului Crăciun care spune așa, din totalul celor 424 de deținuți din secție, un număr de 30 au refuzat orice participare la munca de culturalizare, a se citi reeducarea. Și avem o listă lungă, în finalul căruia se află Sfântul Tudor. Deci, Sfântul Tudor a refuzat să participe la munca de club, respectiv la reeducare. Iar concluzia administrației
Se poate spune că după o lună de strădanie deosebită, atât din partea activului de club, mai ales din partea organelor, rezultatele obținute sunt departe de a fi satisfăcătoare. La secția DBC, intelectualitatea a trădat încă o dată interesele țăranilor și ale muncitorilor. O atitudine similară cu a părintelui Sandu Tudor este semnalată de cuplul operativ și în cazul părintelui Vasile Vasilache, și el participa la întâlnirile de la Antin. În concluzie, putem afirma că părintele Sandu Tudor a refuzat să treacă dincolo de incriminarea formală a luptei politice, poziția fermă în apărarea credinței, aducându-i moartea martirică pe 16 noiembrie 1962. Atitudinea sa era considerată cea mai periculoasă de către regimul, care urmărea dincolo de anihilarea politică a deținuților, compromiterea acestora la nivel personal, prin distrugerea credinței. Așa cum o vedeam mâine, sau încerc să prezint mâine, pentru grupul operativ, nu legionarii fanatici erau cei mai periculoși, deoarece atitudinea acestora rămânea sfera politicului, spectrul în care regimul era tot puternic. În schimb, era incapabil să-i controleze pe acei deținuți, pentru care lupta politică era depășită, iar credința creștină pe deplin asumată. Despre aceștia nu știa cum gândesc, nu avea instrumentele necesare pentru a le controla conștiințele. Printre acești învingători reale ai comunismului și deopotriva ideologiilor de orice fel, se numără și părintele Daniel Sandu Tudor. Mulțumim lui Dragoș Rusu pentru acest consistent material pe care l-a propus. În volumul Aiută Însângerat, Grigore Caragea vorbește despre aceeași perioadă. Dânsul nu pomenește nimic de părintele Daniel Sandu Tudor. Știa de existența lui în închisoare, dar au fost în zone diferite. Și acolo spune domnul Caragea că au fost 56 de deținuți care au refuzat până la capăt reeducarea. Între cei 56 fiind și dânsul. Au fost documentele securității arată mai mulți, paradoxal, vreo 200. Crăciun așa îi găsește vreo 200. Ideea este că sunt două perspective. Acelui care citește documente și le interpretează are mai multe capete de unde se poate să se informeze, pe când domnul Caragea, beneficiar direct al reeducării și al închisorii, avea doar perspectiva proprie. Dacă vă uitați pe Simenzi, avem o expoziție foarte frumoasă care este dedicată acestui moment. E realizată de un artist plastic deosebit din Piatra Neamț, domnul Gheorghe Cuciureanu. E o expoziție care adună lucrări din mai multe etape reprezentative și ne onorează că a venit la acest moment cu ea. E încă o deschidere, zic eu, spre lumea inimii, ca să folosesc un termen pe care îl avem mai departe. În continuare, rugăm pe domnul profesor Marius Vasileanu să ne vorbească sau să ne introducă într-o zonă aparte care ține de părintele Daniel Sandu Tudor, e vorba de cea a ucenicilor. Mulțumesc! Preacuvioși părinți, domnilor și domnilor, sunt într-o poziție foarte delicată, fiindcă în acest moment în sală există trei ucenici direcți ai părintelui Daniel Sandu Tudor. Și o să-i numesc, este părintele Elefterie de la Cărbuna, este părintele Eroiu Spiridon, care a fost mai devreme numit, dar este și un om la care țin tare mult, părintele Crăciun de la Mănăstirea Sfântă Ioan de la Suceava. Le spunem bun venit. Ceea ce mi-am propus să vă spun se leagă foarte frumos de ceea ce au prezentat colegii mei mai devreme și, în același timp, bineînțeles că sunt și niște completări, niște prelungiri. Aș începe precizând că eu sunt profesor de istoria religiilor și cei care participau la întâlnirile Rugului Aprins aveau deschideri uluitoare spre toate tradițiile, chiar dacă aprofundau ortodoxia și creștinismul ortodox. Și o să vă dau o foarte scurtă parabolă, foarte frumoasă, care vine din îndepărtatul Orient, care spune așa, erau niște orbi care se întrebau ce înseamnă adevărul.
Și cineva i-a dus în preajma omului elefant și a spus, ăsta este adevărul. Și orbii, bineînțeles, au început să pipăie. Unul a zis, aha, zice, adevărul este ca un șarpe. Alții, e foarte interesant, e așa ca, ca o stâncă, fiindcă pusese rămâna pe, pe burta elefantului. Alții au zis că e un fel de, de monstru uriaș, că văzusele mai multe picioare găsise. Și așa mai departe. De ce am făcut această introducere? Fiindcă sunt, consider, foarte, foarte necesare aceste întâlniri și trebuie să-i mulțumim scriitorului Adrian lui Gheorghe. De ce? Fiindcă noi și ne edificăm asupra unui fenomen atât de complex cum a fost mișcarea lui Pernes. Cum este mișcarea lui Pernes. Și în același timp îl învățăm unii de la alții, descoperind noi și noi perspective. Fiindcă există, pe de o parte, perspective culturale, există perspective teologice, există perspective duhovnicești. Și ați văzut aici o paletă amplă de expertize, fiindcă colegii mei, trebuie să vă spun, sunt printre cei mai serioși oameni care au scris sau studiat despre acest fenomen al orgoliei albinii. Mai sunt câțiva în România, nu foarte mulți. Din păcate, au existat și foarte multe inexactități și, într-un fel, una din datoriile de suflet pe care le avem față de acești oameni minunați, care s-au jertfit pentru noi și au fost martirizați prin participarea la rugul la prinț, este tocmai a rosti adevărul atât cât putem noi să rostim integral despre ceea ce s-a petrecut în acele timpuri. Acum, aș vrea să îi mulțumesc domnului Enache, fiindcă a făcut o panoramare splendidă și o introducere practic în fenomenul propriu-zis al orgoliei aprins. Nu e cazul să focalizăm acum pe ceea ce s-a întâmplat în anii 40 cu o primă întâlnire în 1943 la Cernăuți, prin contribuția excepțională a unui mare cărturar care a fost Tit Simedrea, cel care l-a trimis, l-a ajutat să ajungă pe Sfântul Tudor la Sfântul Munte Atos. I-a dat așa o recomandare în țitul. Însă eu propusesem să vorbesc despre fenomenul acesta al relației duhovnic cu cei mici și despre ceea ce înseamnă ucenicii, fără a îndrăzni să vorbesc efectiv despre ucenicii lui Sfântul Tudor, o să vă spun imediat de ce, fiindcă cel mai normal ar fi să vorbesc chiar de dumneavoastră cei prezenți aici. Și aici o să fac o observație care completează, repet, completează ceea ce spunea mai devreme domnul Enache. Care, într-un fel, îl contrazicea pe Părintele Scrima, eu aș spune că în acea carte a lui Andrei Scrima, o carte care rămâne excepțională, chiar dacă pot fi și niște exactități, că acolo nimeni nu este perfect. Andrei Scrima stă foarte mult departe de țară, sigur că anumite informații puteau fi inexacte. Dar Andrei Scrima face un fel de secțiune transversală prin ceea ce a fost fenomenul rugului aprins. Iar secțiunea transversală cuprinde, îmbrățișează și se lasă îmbrățișată întâi de toate de perspectiva duhovnicească. Și acum ajunge la ceea ce s-a spus mai devreme, fenomenul acesta asimilat drept inițiatic. Este inițierea în contradicție cu mistica? Sunt istorici ai religiilor care răspund nu. Și eu sunt de partea acestora.
Fenomenul mistic, bineînțeles, este atât de complex și atât de mult s-a vorbit despre el, încât prea puțini suntem deschiși din lăutul Ortodoxiei pe mine să vorbim despre o perspectivă inițiatică. Dar atenție, aici nu vorbește numai Scriba. Vorbește Antonie Plămădeală, Mitropolitul, exact cuvântul inițiere îl rostește, Părintele Roman Braga, Părintele Benedict Ghiuș. Și mai sunt câțiva. Așa încât ar trebui să intrăm în polemică, dacă vrem, chiar cu aceștia. Însă eu spune că, de fapt, fără a intra prea mult în chestiuni care nu cred că sunt de interesul discuției noastre din această seară, sunt de o subtilitate care pe mine mă depășește. Aș spune că există o relație de contradicție unilaterală, în sensul în care vorbea Constantin Noica despre acest lucru, între ceea ce numim mistică și ceea ce numim inițiere. Cu alte cuvinte, există o formă de a îngloba uneori accente, reflexe mistice, inițiatice, în fenomenul mistic. Și, atenție, asta nu înseamnă nici de cum că ceea ce a venit prin Părintele Ioan Cudânc, Ioan cel Străin, ar perturba cumva alte școli sihaste, fiindcă România avea deja o bogăție imensă din această perspectivă, pe care foarte puțin o cunoaștem și o recunoaștem. A recunoaște înseamnă a trăi tu în tine, în inima ta. Au fost ucenici în zona Râmnicul Vâlcea, pornit de la Sfântul Nicodim, de la Tismana, prin Paisie, prin Fericicoschi, bineînțeles, și zona aceasta, tot ceea ce a ajuns la mănăstirea Cernica, avem o altă școală isihastă, care nu s-a inspirat nici de cum de la ceea ce a venit prin Părintele Ioan Cudânc. Nu mai vorbesc despre ce se întâmplă aici la dumneavoastră, care este, poate, miezul isihiei, Daniel Sihastru, spune legenda, a împărțit toți munții Sucevei și ai neamțului de ucenici. Și revenind la ucenici, dați-mi voie să vă fac și o surpriză. Aș vrea să îi dăm cuvântul Părintelui Daniel Sandu Tudor. De ce surpriză? Fiindcă este o scriere inedită, intitulată Părinții duhovnicești sau stariții. Starețul, bătrânul, înțeleptul, e un meșter de suflete. Posedând harisma clarvederii și a direcțiunii, la rândul său e el însuși format de un stareț, căruia îi dă o ascultare oarbă și descoperirea totală a gândurilor, susținut de rugăciunea perpetuă interioară. Apostolul Ioan, prea iubitul, cel din tâi a deschis acest drum care prin Asia Minoră, Muntele Athos și România a ajuns în Rusia. Duhovnicul, când duhovnicește, cred că îți place, trebuie să-și șteargă personalitatea, latura psihică, să fie ca și cum ar fi transparent. Și în același timp, neînchipuit de ager și plin de trezia cea duhovnicească. Adică trebuie să fie foarte puternic, mai mult decât personal. Asta înseamnă că duhovnicul la duhovnicie trebuie să fie în stare de rugăciune, plin de har, lucrător, organ vrednic al Duhului Sfânt. Aici se descopere tâlcul și rostul smereniei la duhovnic. Numai așa duhovnicul scapă de primejdea de a fi mai mult decât ceea ce trebuie să fie,
sau mai puțin decât ceea ce trebuie să fie. De aceea numai bătrânii în care s-a întrupat rugăciunea pot fi adevărați duhovnici. Sau cei, asemenea lor, care au câștigat mai repede căruntețea înțelepciunii. Dumnezeiești și a darurilor ei. Duhovnicul, prin urmare, nu poate fi mai mult decât un semn al lumii cerești. Nu poate fi, sau mai limpede, nu trebuie să fie mai mult decât un conducător, un îndrumător sufletesc, frate mai mare care dă sfaturi și aduce pilda vie a propriei sale vieți, în chip tăcut, ca o dovadă de prezență care de la sine se impune și pecetuiește în noi, supunerea blândă, liberă, rodnică. Supunerea la ce? La om sau la un om? Nu. Supunerea la Sfânta Smerenie Mântuitoare, la Hristos. Spre străvezimea aceasta trebuie să râvnească orice duhovnic. De cele mai multe ori, el este mai prezent sau mai absent decât trebuie. De aceea, duhovnicii din zilele noastre sunt sterpi de fii duhovnicești în înțelesul unei adevărate paternități. Iar fii duhovnicești ai zilelor noastre, niște simpli pastorți, copii ai desfrânărilor spirituale, copii ai nimănui și ai întâmplării, care nu-și caută niciodată paternitatea sau umblă din duhovnic în duhovnic într-o negustorire a harului. De aceea, duhovnicii zilelor noastre sunt și tiranii bunului lor plac sau năzăririi minților omenești de cele mai multe ori la lumina acestei conștiințe obișnuite prea bine intenționată. Iar fiii duhovnicești niște dresați sau nedresați practicanți ai unei evlavii neputincioase. Occidentul mai ales, aici face referire la fenomenul îndrumării spirituale în Occident. Occidentul mai ales are mai desăvârșit, realizat tiranul acesta lăuntric, care este ceea ce se numește așa de plin de înțeles un director de conștiință. Oare conștiințele altora pot fi ele purtate de alții decât de proprii lor stăpâni? Și de Hristos, aș adăuga eu. Oameni buni, am fost cândva în ipostaza catotul la un seminar de genul acesta să discut cu un mare cap al Bisericii Catolice, președinte al unei Academii Pontificale, venit în România pentru acel simpozion. Și discutând un pic cu dumnealui, mă întreabă, dar voi n-aveți... era critic. Ei nu prea înțeleg mare cu ce se întâmplă la Sfântul Munte, era critic față de Munte Eratos. Am încercat să îi mai spun câte ceva, nu știu cu cât folos. Dar m-a întrebat, zice, voi nu aveți apariția de Maicii Domnului? Asta sunt înțelegând că, iată, în catolicism este un întreg fenomen al aparițiilor mariale, așa se numește, nu mariale. I-a spus părintelui respectiv că la noi se întâmplă asta destul de des, dar nu se poate tot. Asta este dimensiunea inițiativă. Asta o veți găsi la toți duhovnicii din România și din Ortodoxie. Este o formă discretă de a împărtăși spiritualitatea. Revenind, iată și câteva argumente pentru pledoaria mea patetică.
Sigur că ne mai amuzam, inclusiv cu domnul Ionache, râdeam despre această adevărată modă X sau Y, este adevăratul ucenic al lui Mare Duhovnic. După cum știm bine, în ziare găsim la ora asta anunțuri că Vrăjitoarea Cutare este adevărata fiică a mamei Momita. Este un fenomen penibil și, după cum ați văzut, incriminat și de părintele Daniel Sandu Tudor, în acel paragraf pe care eu l-am citit anterior, care va fi publicat în curând. L-a primit și eu de la un ucenic de-al său și este scris holograf, este autentic. Sunt și alte surprize pe care le vom avea în privința acestor scrieri ale părintelui Daniel. Poate uneori s-a recau, el era temperamental, adevărat. Poate uneori scrierile sale n-au găsit audiență sau n-au fost tipărite până astăzi, tocmai datorită faptului că spunea lucruri părunte. Noi, de obicei, în ortodoxie, vorbim așa cam pe... Exact. Însă asta nu înseamnă că omul avea dreptate. Și poate și de asta îl iubim atât. Chiar dacă unor greșea și sunt convins că a și greșit, după cum sunt convins că în aceste mărturii pe care colegul nostru a avut o expunere excepțională, mă bucur foarte mult că a venit, ar fi fost necesară o nuanță. Aceea că Sandu Tudor, în tinerețe, în perioada interbelică, în ziarul Credința pe care l-a condus, o parte din articolele sale le-am publicat aici, urmează curând un volum al doilea, a polemizat intens cu legionarii și cu bolșeviții și cu alții. De unde cred eu că s-au produs anumite idiosincrasii, iar o altă cheie de lectură a acestor documente, inevitabil trebuie să cuprindă și acest lucru. Chiar dacă poate omul și-a nuanțat la un moment dat perspectiva, cred că și anumiți legionarii cu convingeri puternice, aprinse, ăsta este motivul pentru care îl vorbeau de rău. Eu nu pot să cred chiar tot ce spuneau ei și așa mai departe. Nu putem vorbi despre un adevărat ucenic sau adevărați ucenici ai Părintelui Sandu Tudor, să nu înțelegem. După cum ar fi o prostie pe limba română să vorbești despre adevărați ucenici ai Părintelui Cleopa. Au fost mii de oameni care au trecut pe lângă, au fost aproape de Părintele Cleopa, cu siguranță sunt câțiva importanți. Dar în tradiția aceasta de, în fenomenologia paternității duhovnicești, să știți că sunt studii întâmplător. Eu mi-am făcut doctoratul exact pe problema aceasta, relația duhovnic-ucenic. Sunt studii care vorbesc totuși despre câțiva ucenici importanți, care duc flacăra mai departe. După cum s-ar putea să fie și alții necunoscuți. Dar ce înseamnă să fii ucenic? Înseamnă să fii ucenic, evident, din perspectivă duhovnicească. Noi asta discutăm acum. Nu putem vorbi, în cazul lui Sandu Tudor, despre o ucenicie de pildă din perspectiva culturală, politică și așa mai departe. În comparație, Antimi Virianu, care va fi sărbătorit peste două zile, două-trei zile, calendar ortodox, a avut și ucenici de natură spirituală, dar a avut și ucenici pe care îi învăța cum să facă o carte. Dar atenție, acolo, dacă veți aprofunda un pic relațiile pe care le aveau, pentru ei a face o carte era un act sacru. Și există niște argumente pentru asta. De unde e și o modalitate inițiativă de a edita o carte. Bun. Altă întrebare. Era Sandu Tudor un duhovnic? O să vă răspundă oamenii care l-au cunoscut și care sunt în sală. Eu consider că da.
Au fost oameni care s-au spovedit la el. Era, este o mărturie foarte interesantă, de pildă a unui personaj controversat care a stat lângă el. Dumneavoastră l-ați cunoscut, părintele Paulin Leca. Este o scrisoare splendidă în care părintele Paulin încerca să îl convingă pe Sfântul Tudor să-l primească pe Rară și aducea niște argumente tocmai de ordinul acesta de, a relației duhovnic cu cerică. Îi spunea, domnule, eu la dumneata m-a simțit cel mai bine la spovedanie. Vreau să fii duhovnicul meu și vreau să cresc spiritual duhovnicește în preajma dumitale. Cam asta spune în scrisoare. Presupun că nu sunt și alte argumente nevăzute. A avut ucenici Sfântul Tudor, părintele David? Eu cred că a avut. Cine au fost concret? O să vedem. Și acum, mă apropii de încheiere, nu o să trebuie prea mult, sunteți deja obosiți. Câteva argumente care țin de o transmisie specială a rugăciunii isihaste venite pe acest canal. Asta nu înseamnă că nu exista, repet, existau filoane isihaste uriașe, poate chiar mai importante. Indubitabil, cu mai mare răsunet, indubitabil, cu mai mare răsunet, existau deja în România. Spuneam de zona Râmnicu, Vâlcea, Buzău, Cernica, Neamț, probabil și în alte. Părintele Ioan Culăghin vorbește despre faptul că Domnul s-a grăbit să mă răsplătească, nu numai cu o stare materială bună. Vai de bunătatea aia că era urât. Dar de căi necunoscute de lume, ba nici chiar de cele mai alese minți omenești, să mă aducă la cele izvoare de unde din belșug se revarsă harul său și se adună într-o singură încăpere a inimii mele tinere. Undeva insistă și spune că câțiva mari duhovnici de la Optima s-au mirat că n-au fost învredniciți de Dumnezeu cu ceea ce El a turnat asupra inimii mele. Afară de acestea, după spusele lor, curente de putere harică și din alte locuri s-au unit asupra mea. Spune părintele Ioan Culăghin. Terminat. Urmașii duhovnicești ai părintelui Daniel și ai părintelui Culăghin în același timp. Recunosc că uneori o misivă, o epistolă, o scrisoare cântărește mult mai mult decât cărți întregi, volumul întregi. Într-o scrisoare pe care părintele Sofia, părintele Petroniu Tănase, părintele Antonie și părintele Stima, eu le spun părinții, erau siguri, erau frați, erau perioadă. Îi trimit o scrisoare lui părintelui Daniel și spun așa, cu dorit de mulți ani spre nașterea de fii duhovnicești și spre închegarea în scris a tezaurului de învățătură de taină al cărui depozitar sunteți. Referiri directe la problema acestei transmisii, Antonie Plămădeanu se referă la Ioan Culăghin. A găsit audiență pe lângă câți
câțiva monahi intelectuali ca Daniel, Benedict, Antonie, dar și Paisie, Paisie, Domnul Bericicos, că Părintele Ioan Călughin n-a reușit să creeze o tradiție. Părintele Daniel însuși, după tentativa de izolare în pădurile de la Neamț, s-a înscris încetul cu încetul tradiția românească autohtonă, acceptând să fie stareț la schitul Rărău. El s-a legat astfel de curentul tradițional prin relații strânse cu Părintele Cleopa, cu Părintele Paisie, pusnicul se referă la Paisie, Olan. O mărturie a Părintelui Roman Braga a participat a rugului aprins, el a fost închis. Ioan Călughin a venit cu regula hirotesirii pentru rugăciunea inimii, de unde se vede că pentru el practica rugăciunii lui Iisus nu putea să o facă cineva fără știrea, sfatul și binecuvântarea unui cunoscător al ei. Păi asta se cam întâmplă, fie că vorbim de hirotesire, fie nu, se întâmplă de fiecare dată în privința rugăciunii sihaste. Fiindcă despre asta vorbim când vorbim despre rugăciunea, despre mișcarea rugului aprins. Mișcarea rugului aprins, pe lângă îmbrățișarea aceasta între intelectual și biserică, n-a fost niciodată ruptura asta, am inventat-o noi odată cu modernismul. Biserica însemna și cultură în veacuri întregi. Antimii Virean era și un mare om de cultură. Neagoe Basarab a fost și un mare om de cultură. A venit noi în secolul 20 și am inventat niște rupturi. Părintele Benedict era intelectual, fiindcă era intelectual, nu fiindcă a fost influențat de X sau Y. Era pur și simplu atras de valorile culturale, pe lângă cele spirituale. Din partea cealaltă, să spunem, marele logician Anton Dumitriu, ambii dintre rugul aprins. Anton Dumitriu n-a fost arestat aici, a fost el cu alte probleme. Era atras de isihie. A stat odată jumătate de an undeva aici, la Slatina, numai ca să veți cum e cu isihia. Bun. Roman Braga, am spus. Antonie Plămădeală, am să vă spun un lucru pe care nu l-am spus, cred, niciodată, fiindcă a fost un lucru de taină. Părintele Cunânghin, Părintele Daniil și Părintele Roșca, traducătorul, au procedat la o inițiere personală a fiecăruia din cei 12 tineri. În realitate nu au fost 12. Eu am primit această inițiere și binecuvântare de rostire a rugăciunii minții și a sensului și înțelesului rugăciunii minții, care, după ce se explica, conform tradiției paisiene, după aceea se recita și, în fine, intră în amănunte. Cred că o să mă opresc aici deocamdată. Ceea ce vreau să vă spun în încheiere este că este o mare bucurie pentru mine să particip la un asemenea eveniment. De ce? Fiindcă mai este ceva despre care nu s-a spus decât foarte rar când s-a vorbit despre rugul aprins. Este vorba despre comuniunea creștină. Sfântul Tudor, dacă era de unul singur, nu făcea nicio brânză. Este vorba despre comuniune, acea unitate de suflet și de rugăciune care s-a întâmplat în acei ani, la timp, ulterior, sigur că s-a prelungit în alte întâlniri, nu numai la Mironescu acasă, și la Jora, și la Olga Greceanu, și la Mănăstirea Propuita un pic și așa mai departe. Și poate se prelungește și până astăzi, odată ce există rugăciune. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Marius Vascheanu. O să-l invităm să mai conferențeze la noi pe teme care se pot configura rugurile aprins, de la martiraj la jurnale și așa mai departe. Dacă tot am vorbit de ucenicii Părintele Daniel Sandu Tudor, cine spunea că Arghezi l-a cunoscut pe Eminescu, Cezar Ivănescu l-a cunoscut pe Arghezi, Lucian Vasiliu spunea asta, eu cunoscându-l pe Cezar Ivănescu l-am cunoscut direct pe Eminescu.
Așa și noi, prin cei trei ucenici, putem vorbi de faptul că putem să îi cunoaștem, să-l cunoaștem pe adevăratul Daniel Sandu Tudor. Sau pe Părintele Daniel, mai bine zis. Îl rugăm pe Părintele Sterie să ne vorbească despre un moment aparte de pe Rău. Dragii mei, Rugul Aprins a fost realizat cu osteneala și înțelepciunea lui Sandu Tudor și Părintele Ioan Colichin într-o perioadă, așa cum spuneau și cei care au vorbit înaintea mea, într-o perioadă critică, într-o perioadă deosebită, când forțele comuniste căutau să ne pună cu capul sub călcâi, ei au încercat, într-un fel, să lupte împotriva fiarei comuniste. Au încercat și eu îndrăznesc să cred că au și reușit, pentru că lucrarea rugului aprins, rugăciunea inimii, rugăciunea minții, este de fapt cea mai înaltă lucrare a omului față de Dumnezeu. Și ei au reușit cu adevărat să se apropie foarte mult de Dumnezeu printr-o această rugăciune, așa zisă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Când spuneau ei, miluiește-ne pe noi, nu se refereau numai la un grup restrâns, ci se refereau la toți cei ce ocupau spațiul României de atunci și sigur că a României și de astăzi, chiar dacă mai este ciuntită, așa cum știți și dumneavoastră, pe aici, pe acolo. Deci au luptat și au realizat și chiar atunci când au ajuns în pușcărie, nu au stat cu mâinile la spate, ci au luptat și au învățat și pe alții să se roage lui Dumnezeu și să facă o, așa zisă, rezistență și în pușcărie. Așa se întâmplă că domnul Caraza, care a scris foarte multe lucruri despre Aiud, atât cât a putut el vedea Aiudul, pentru că trebuie să avem în vedere că domnul Caraza era închis în pușcăria Aiudului, nu era liber să vadă și să știe tot ceea ce se întâmpla acolo, ci doar într-un segment relativ mic a aflat și el ceva de acolo. Și tot ce a aflat ne-a pus pe hârtie, ne-a scris și îmi pare rău că nici anul ăsta, nici anul trecut nu l-am mai putut avea prezent în rândurile noastre din cauza că a venit bătrânețe. Acum, nu știu cât o mai fi și eu, încerc să țin steagul sus, dar știu eu, ne rugăm la Dumnezeu să ne vedem și la. Deci, Rugul Aprins a fost activ și după ce cei care au fost arestați au încercat puterea de atunci a statului să le închidă gura și nu le-au închis-o. Sandu Tudor a fost o excepție. Noi am fost, să zicem, privilegiați pentru că l-am cunoscut în mod deosebit pe Sandu Tudor și trebuie să recunoaștem că am dobândit de la el o anumită viață de asceză. Ne-a învățat cum să postim, ne-a învățat cum să ne rugăm, ne-a învățat cum să muncim.
În acești câțiva ani, când am stat pe lângă el, am învățat ceva. Și dacă vreau să vă spun cât de mult prinde această învățătură și eu acum, la rândul meu, mă strădui să învăț alți și alți copii, am să vă spun o întâmplare ce mi s-a întâmplat după ce m-am despărțit de Sfântul Tudor. După ce am plecat de la Rarău, m-am dus la Secu și la Secu era perioada când căuta să-mi scoate cu decretul 410 și pentru că eram vreo 18 și 20 de tineri acolo, în fiecare dimineață venea și ne amintea că țara are nevoie de muncitori și nu de trântori și că trebuie să ne ducem acasă. Și bineînțeles că la un moment dat eu am devenit liderul acestor tineri, nu știu cum, nici azi nu mi-explic cum de-am ajuns, dar la un moment dat îi spuneau, dacă fratele Gheorghe duce acasă, mergem și noi, dacă nu, nu. Și cum eu nu vroiam să mă duc acasă, sigur că problemele s-au precipitat și la un moment dat, unul din călugări care nu vi-l pomenesc pentru că l-ați cunoaște foarte bine și nu vreau să-l denigrez pentru că e deja închis ochii, unul din călugări îmi spune, hai să mergem mâine la mitropolie să dea înaltul binecuvântare să rămâneți în mănăstire. Și eu, bucuros, m-am dus și m-am pregătit dimineața, la vreo 4:30, am luat-o spre Târgu Neamț, la Târgu Neamț, la Iași, mașina s-a stricat pe drum și la podul Iloai n-am mai avut și merge. Am mers și am dormit, pentru că noi locuiam pe atunci la podul Iloai, familia în care am trăit, locuia la podul Iloai, merg și am dormit la podul Iloai și apoi dimineața ne-am dus la mitropolie. La mitropolie nu eram eu invitat la mitropolie, ci eram invitat la o echipă care se ocupa special de cazul din astea ca al meu. Și mă luat, încerca să mă lămurească să mă duc acasă, eu nu prea am vrut. Și atunci mi-a tras câteva, un ferchezeu așa mai serios. Și nu mă durea nimic decât atunci când îmi dădea cu piciorul, cu genunchiul în burtă, atunci cădeam jos. Și am căzut de vreo două ori și după aceea am intrat în panică că mă omoară. Și am zis, gata, mă duc acasă, dați-mi pașa și mă duc. Și m-am și dus. Eu dat 5 lei, m-am dus la podul Iloai, dar a doua zi trebuia să fiu la antibiotici. La antibiotici când am ajuns, m-am pus la muncă, la construcții, că asta era început atunci treaba. Dar la un moment dat, eu am văzut că la construcție este foarte, foarte greu și atunci m-am folosit și eu de un vicleșug. Directorul avea 7-8 salariați ai fabricii și ieșea după masă la muncă voluntară. Și m-a dus și l-a rugat și eu să mă primească la muncă voluntară. Și m-a primit vreo săptămână, după care îmi zice, tu n-ai vrea să lucrezi la noi? Zic, da. Ia să vii mâine dimineața la mine. Și m-a dus dimineața la el și, bineînțeles, eu dat pe o bucată de pe o masă acolo vis-a-vis de el. Mi-a dat o bucată de hârtie și un plumb și m-a spus să scriu. Și am început să scriu, tovarăș director, subsemnatul, dar n-am mai terminat. El s-a uitat peste birou și când a văzut cum scriu, gata, ui, bun, bravo, ești băiat bun. Și-a chemat un șef de serviciu și m-a dat în primire și m-a angajat. Și am lucrat 35 de ani la antibiotice. Și vă rog să mă credeți că îl pomenesc acum pe director și îl pomenesc și pe Sandu Tudor necondiționat pentru că m-a învățat să scriu. Acum nu mai pot scrie, că a intervenit bătrânețea, tremuratul mâinilor, dar scriam. Într-adevăr, când vedea cineva o scrisoare de-a mea, plăcea. Deci iată ce înseamnă să înveți pe cineva. Și Sandu Tudor ne-a învățat.
ne-a învățat de toate și cred că și cei care sunt pe lângă mine vor confirma același lucru, pentru că a fost un om deosebit. Era vulcanic. Dacă îl supărai, era bine să stai mai departe. Era un om care știa ce vrea și totdeauna era dispus să ierte. De aceea și noi l-am iertat încă de când ne-am despărțit de el și ne pare rău că despărțirea a fost timpurie. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc în special că și de această dată ați venit în număr mare și vă rog pe cei care puteți să mergeți și mâine la seminar la Neamț. Noi lucrările acestui simpozion le vom continua mâine la ora 12 la seminar la Neamț, cu comunicări, ca și în seara asta. Probabil că cei care au făcut comunicări în seara asta din ei vor merge și mâine la Neamț. Și aș fi bucuros să ne mai aflăm și acolo noutăți. Mulțumesc domnului Alexandru, domnului Adrian al lui Gheorghe, care de ani de zile, de acum avem 6-7 ani, de când facem acest lucru, de a aminti celor tineri cine a fost Sandu Tudor și marea lui realizare a rugului aprins. Nu mai vorbim și de literatura pe care a scris-o, care este deosebit de importantă și de frumoasă. În primul rând, are acea rugăciune a rugului aprins, acatistul Maicii Domnului, care este deosebit și care aduce mare bucurie în casa omului. Mulțumesc domnul Adrian al lui Gheorghe pentru dragostea față de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră în același timp și vă dorim tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Amin. El m-a luat pe mine, eu sunt din părțile lui, aproape pe granița Bulgariei. Deci m-a luat, am venit, m-am întâlnit cu el la București. Și atunci, eu zic, uite, vreau să mă călăgurez, am zis eu. Și el a spus, bine, atunci, du-te acasă și pregătește-te și vii aici. Trebuie să dai, să iei poziția care să ne tragă pe noi pentru rugăciune. Nimic nu se face fără rugăciune. Fără Dumnezeu, cei care spuneți că nu este Dumnezeu, sunt diavoli. Eu, atâta vă spun, țâf nați pe stânga, pe capul sunt și rugăciunea vine. Că și noi vine. Hai să ne trezim la sfârșitul lumii. Asta avea să mă ajută ori. Este, eu după mine o studiez sau am prins-o, este ca un vierme rana unui om, care acesta nu te lasă să facă. Acum nu-i dați pentru dumneavoastră. Este dacă e, dacă vreți să propun, nu pot asta. Numai Dumnezeu ce. Dar eu vă spun că nimic nu se mișcă, v-a spus, de rana aia cea care a stat, că ea e vierme. Vierme ca vierme care este... Acesta este undile care vine la fiecare om. Comparația eu am făcut-o eu cu propriile mele. Despre ele. De ce spus? Pentru că sunt un om simplu. Am fost simplu. Cu 7 plase. Și tot ce a realizat prin feria de gândirea mea personală, Dumnezeu,
sunt și să nu uitați de Dumnezeu. Toate acestea care vine de la oameni sunt prostii. Asta sunt prostii. Că ei nu pune timpul Dumnezeu în fața lor. Ce că eu nu sunt. Nu mai... asta e, asta. Cu aceasta e ok. Dumnezeu să ne ajute și mai ca Domnul. S-a vorbit aici, în această adunare, foarte importantă, în care îl comemorăm pe Marius Andrei de la Narău, Părintele Sandu Tudor. Toți cei care au luat cuvântul au vorbit lucruri foarte interesante, foarte importante și care, de fapt, ne-au descoperit lucruri pe care multe dintre ele nu le cunoșteam. Le mulțumim pentru povestea de cunoștință care ne-a dus-o și nouă în vedere. Pentru că s-a vorbit aici despre anumite momente mai importante care au avut loc în Schitul Rarău, Mănăstirea Rarău, eu pot să spun că atât timp cât Părintele Daniel Tudor a fost stareț timp de vreo 5 ani, fără discuție că toate momentele au fost la fel de importante. În primul rând, acest mare stareț, care are un om de cultură și laică și duhovnicească, era autor a multor lucrări de toate domeniile, de la data când a părăsit lumea, s-a hotărât să se predea în întregime lui Dumnezeu. Sigur că, făcându-se monah, pentru dragostea lui Dumnezeu s-a retras în mănăstire. De la data de când a devenit stareț la Rarău, el sigur că a introdus în mijlocul obștii rânduierile care erau făcute de Sfinții Părinți ai Bisericii și tot ce s-a făcut acolo era spre slava lui Dumnezeu. Vreau să amintesc că rugăciunile care se făceau la miezul nopții, vorba de o trenie care îi mobiliza pe toți, erau momente importante pentru că se sfârșeau cu câte o predică din partea Părintelui Stareț, care ne lumina, ne întărea sufletește, ne creștea duhovnicește și în același timp ne dădea putere și răbdare ca să rezistăm tuturor ispitilor care veneau peste noi. El a fost un luminător. În afară de predicile la miezul nopții, care de fapt învățături speciale pentru frățimea din interiorul mănăstirii, în același timp catehezile pe care le rostea înaintea poporului permanent, cu timp și fără timp, și de asemenea predicile pe care le ținea în sărbători, explicarea pericopelor Evangheliei, Evanghelie din toate zile, toate acestea dădeau mănăstirii la Rău un aspect de, ca să nu zic de academie, dar de școală înaltă prin care ucenicii, spelerii care își făceau lecțiile, se ridicau și creșteau duhovnicește. În legătură cu rugul aprins de care s-a vorbit aici, vreau să amintesc că Marele Stareț, fiind, de fapt, întemeietorul acestei mișcări religioase care a avut scopul de a retrezi credința în Dumnezeu în viața, mai ales în viața intelectualilor, într-o perioadă destul de tristă, când Părintele a venit la Rarău ca stareț, sigur că mulți dintre membrii rugului îl vizitau. În momentele când avea mai mulți intelectuali în jurul lui,
veneau profesori universitari, doctori, ingineri, studenți și mai ales din Stares, din lumea monahală, oameni care erau total predați Dumnezeu și care erau răzvitori pentru a se întări duhovnicește. Când mai mulți dintre aceștia se aflau în incinta mănăstirii, se făcea de multe ori părintele organiza și simpozioane care în timpul verii aveau loc în incinta mănăstirii sub cerul liber, unde sub frumusețea naturii de munte dădea un aspect prin care cei care erau prezenți îl vedeau pe Creatorul totului în creatura sa mult mai aproape de ei. Mi-amintesc că odată, fiind prezent și eromonahul Antonie Plămădeală, care viitorul mitropolit al Arteaului, s-a făcut un simpoziu de felul acesta, afară, sub cerul liber, și toți care erau adunați au asistat la dialogul teologic, patristic, care a avut loc în momentul de față. Între părintele Daniel, care e Stariso, și cei care au adunat, pe care și Antonie Plămădeală. Acest dialog a dat mai multă strălucire prin bogăția spirituală adunării. De asemenea, îmi amintesc că schitul Arău, în perioada respectivă, devenise un loc de lumină, un loc de atracție pentru credincioși. Icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului atrăgea de asemenea oameni și cu suferințe și trupești și fizice și morale și mulți dintre ei care veneau cu credință se întorceau sănătoși la casele lor.